Speech. Your time. Dear colleagues, dear guests, on behalf of research team of the Institute of Microbiology and Biotechnology, I greet you and express my gratitude for your interest in our symposium, Modern Biotechnologies, Solution for the Challenges of the Contemporary World. The contemporary world is a fascinating one with many opportunities, but also many challenges. The times we live in are complicated, with a lot of suffering, pain, and loss. Regardless, we most certainly are living in interesting times today, with new discoveries, a meteoric rise of distance communication, and attitude change towards many things. The change of attitude also concerns research, the need to develop fundamental science and implement its results within record terms has become a necessity, even vital for survival of human species, especially in the current pandemic context. The specific activity of the Institute of Microbiology and Biotechnology is the use of various non-pathogenic microorganisms for biotechnological purposes. Neither the Institute staff nor the majority of symposium participants are involved in the direct study of pathogenic microorganisms or infectious entities, but each of us can contribute to solving the multiple problems of society, such as shortage of food and energy resources, environmental pollution, the lack or insufficiency of safe pharmaceutical preparation. Classical biotechnologies have been done by humans since the ancient age. Multiple food products and over-preparation are obtained exclusively by the use of biotechnological processes. Biotechnology also offers the potential for new industrial processes that require less energy and are based on renewable raw materials. It is important to note that biotechnology is not just concerned with biology, but it is truly interdisciplinary subject involved in the integration of natural and engineering sciences. Modern agricultural biotechnology includes many elements of biotechnology, especially the production of biopesticides and fertilizers. Nowadays, bioremediation of polluted soil and water by modern biotechnology has become one of the most actively explored areas of research. The involvement of microbiological biotechnology brings major benefits in the efficient removal of persistent pollutants, but also in biodegradation of plastic, which present a major challenge. Global antibiotic production is based on biotechnologies with the use of various microorganisms and cell and tissue culture. Modern biotechnology plays a crucial role both in the elucidation of molecular causes of diseases and in the development of new diagnostic methods and better targets drugs. These new technologies permit novel approach to treatment with the new classes of drugs, biopharmaceuticals. Thanks to the rapid advance in biotechnology, COVID vaccines have been developed in record times. In addition to traditional biotechnology products, consumers also have a variety of innovative materials at their disposal, such as nanomaterials obtained by the means of the microbiological synthesis. The bioeconomy, part of which is modern biotechnology, is one of the largest and most important sector of the European Union, comprising agriculture, forestry, fisheries, food, bioenergy, bio-based products, with an annual turnover of around 2 trillion euros and employs about 18 million people. In innovative bioeconomy area, it has already invested 4 billion euros through the Horizon 2020 program, and 10 billion euros will be invested in Horizon Europe program for research and innovation for years 2021-2027.
Those biotechnology is one of the most dynamic and promising field of modern knowledge. And we, those who work in this area of science, can and should be at the forefront of research whose results have a major impact on humanity. Symposium proceedings include 105 scientific papers signed by 175 authors. And the exchange of view that will take place within 2 working days, I hope to contribute to the identification of new research direction, to set up new consortia capable to draw up for competitive project proposal, but also for excellent human relationship amongst researchers from different institutions and countries. I wish you all success in your activities. Dragi colegi, stimați oaspeți ai simpozionului, în numele echipei Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, vă exprim recunoștința pentru interesul pe care îl manifestați față de simpozionul nostru Biotehnologii Moderne, soluții pentru provocările lumii contemporane. Lumea contemporană este una fascinantă, cu multe oportunități, dar și cu multe provocări. Timpurile pe care le trăim sunt complicate, cu multă suferință, durere și pierderi. Dar în același timp, aceste timpuri sunt foarte interesante, cu noi descoperiri, cu ascensiune masivă în ceea ce ține de comunicare la distanță, cu schimbări majore de atitudine față de multe lucruri. Schimbarea de atitudine vizează și cercetarea, necesitatea dezvoltării științei fundamentale și implementarea rezultatelor acesteia în termeni record a devenit o necesitate, chiar una vitală pentru supraviețuirea speciei umane, mai ales în contextul pandemic actual. Specificul activității Institutului de Microbiologie și Biotehnologie constă în utilizarea diferitor microorganisme pentru scopuri biotehnologice. Nici colectivul Institutului de Microbiologie, dar nici marea majoritate a participanților la simpozion nu sunt implicați în studiul direct al microorganismelor patogene sau a entităților infecțioase. Dar cu toate acestea, fiecare dintre noi își poate aduce aportul său la rezolvarea problemelor majore ale societății, cum ar fi deficitul sau lipsa resurselor alimentare și energetice, poluarea mediului ambient, lipsa sau insuficiența preparatelor farmaceutice sigure și altele. Biotehnologiile clasice sunt utilizate din cele mai vechi tipuri de către oameni. Multiple produse alimentare și nu numai sunt obținute exclusiv în cadrul proceselor biotehnologice. Bioremedierea solului, apei și aerului poluat prin biotehnologii moderne este unul din cele mai active explorate domenii ale cercetării la ora actuală. Implicarea biotehnologiilor moderne aduce beneficii majore în îndepărtarea eficientă a poluanților persistenți și în biodegradarea plasticului, care prezintă o provocare majoră la nivel global. Producerea mondială de antibiotice este bazată pe biotehnologii cu utilizarea diferitor microorganisme, ori culturi celulare și de țesuturi. Datorită biotehnologiilor contemporane, suntem acum în posesia unor vaccinuri eficiente contra COVID care au fost dezvoltate într-un termen record. În prezent, consumatorul, pe lângă produsele biotehnologice clasice, în special cele alimentare, are la dispoziție diferite materiale inovative, cum ar fi nanomaterialele, multe dintre ele obținute prin biosinteză microbiană. Bioeconomia europeană, partea cărei este biotehnologia modernă, este unul dintre cele mai importante sectoare ale Uniunii Europene, care cuprinde agricultura, silvicultura, piscicultura, produsele alimentare, bioenergia și bioprodusele, cu o cifră de afacere anuală de aproximativ 2 trilioane de euro și cu angajarea a aproximativ 18 milioane de oameni. În acest context, în acest domeniu al bioeconomiei, au fost investite deja aproximativ 4 miliarde de euro în cadrul programului Orizont 2020 și urmează a fi investite, conform propunerii Comisiei Europene, alte 10 miliarde pe durata programului Orizont Europa 2021-2027. Astfel, biotehnologia este unul dintre cele mai dinamice și de perspectivă domenii ale cunoașterii moderne, iar noi, cei care activăm în acest domeniu, putem și trebuie să fim în fruntea cercetărilor care au un impact major pentru omenire.
Culegerea de lucrări a simpozionului nostru include 105 lucrări științifice, teze și articole semnate de 165 de autori din mai multe țări. Iar schimbul de opinii care va avea loc în aceste două zile de lucru care urmează, sper că va contribui la identificarea de noi direcții de cercetare, la formarea de noi consorții capabile să elaboreze cereri de proiecte competitive, dar și la legarea unor relații frumoase interumane între cercetătorii din diferite instituții și din diferite țări. Din tot sufletul vă urez succes tuturor în activitatea dumneavoastră și în desfășurarea acestui simpozion. Mulțumesc! Thank you. Before we continue, I want to make sure that there are no others who would like to say something. Înainte de a continua, vă întrebăm dacă mai este cineva care vrea să spună un cuvânt de salut. Well, if not, let us start with some technical moments to make sure that we do not have any distraction during the presentations. First of all, please keep your microphones off. Înainte de a începe lucrul, vă rugăm că vrem să concretizăm unele detalii tehnice. Primul este, vă rugăm să vă asigurați că aveți microfoanele deconectate. Turn your microphone on only after a special invitation. Vă rugăm să conectați microfoanele doar atunci când prezentați. If by the end of any report you have any questions, please send a question mark using the chat option. În caz că după careva dintre prezentări aveți întrebări, vă rugăm să în chat să expediați un semn de întrebare ca să vedem lucrul acesta. Or if you have time, you can formulate your question and write it down. După aceea veți avea posibilitatea să formulați această întrebare. And of course, the first question mark or the first written question will be given the first order. Și evident că cel care primul a expediat semnul de întrebare va pune primul și întrebarea. So, as you can see from the program, we will not have two different parallel sessions for the two platforms of the symposium. După câte ați văzut din program, cu toate că au fost anunțate două platforme, sunt unele schimbări. So all the speakers will be within this session. Toate rapoartele vor fi audiate într-o singură ședință, a sesiune. And another request for every speaker before starting the presentation to make sure that the presentation is visible to everyone. Și până începe prezentarea, vă rugăm frumos să vă asigurați că prezentarea dumneavoastră este văzută de toți participanții la simpozion. As an example, I will start myself as a test presentation. So I press the button, I select the screen. De exemplu, pentru a arăta tuturor prezentarea mea, eu apăs butonul de prezentare a ecranului. And now after everything is done, I do not really know whether you can see my presentation, my PowerPoint presentation or not, so I need your confirmation that everything is visible. Și pentru a continua, am nevoie ca fiecare dintre dumneavoastră să-mi confirme că prezentarea mea este vizibilă. Not necessarily everyone, but at least one, some from the technical group, because I don't know whether my presentation is visible or not. Nu este nevoie de confirmarea tuturor, este suficient ca grupul tehnic să confirme lucrul acesta. Da, este okay. Vizibil. Este vizibil. Okay. Thank you very much. So, let me try this test presentation. So, dear colleagues, it is an honor to present to your attention our report on microbiological tools for assessment and prediction of the impact of soil management on soil organic carbon in high organic black soils of Moldova. The need for such tools is dictated, of course, by the well-known problem of soil degradation and the related issues.
such as economic losses resulting from decreases in soil fertility, global and local threats to environmental security. Climate change is probably the best example within this option, within this point. Global and local threats to food security. We have less and less fertile soil and more population to feed from that soil. So without a very wild imagination, it is possible to foresee in the nearest future the growing crisis and the growing threats to food security. And of course, the related social problems are quite visible. In such cases, to prevent all these problems, of course, among other things, we need good and efficient tools that would permit us to monitor the soil, to know what is going on with the quality of our soil. We need tools to assess the sustainability of different soil management practices. We need tools to evaluate the efficiency of various technologies for soil remediation, or even for carbon sequestration. And it is our strong opinion that soil microorganisms present potentially one of the best, if not the best, tool in these fields. There are quite many reasons why we believe so. Some of them you can see on the screen right now, but I hope that the whole presentation will be a good proof and a good illustration why. We had two major objectives, of which the first one was to study the impact of different soil management practices on soil microbial biomass and its activity. In other words, we wanted to know how adequate are soil microorganisms in reflecting the specific impacts from different soil management practices. But of course, our major goal was to identify the parameters that can be used for soil organic matter related assessments and predictions, the tools to solve all those that can contribute to the solution of all those problems that we discussed earlier. Our study was based on two sets of long-term field experiments, the first of which was located in the city of Belz and belongs to the Selekcija Research Institute for Field Crops. The soil there is moderately humified, typical and leached chernozems. And the second set belongs to our institute. It is located in Chisinau, and the soil there is poorly humified, typical chernozem. On the next slide, you can see the experimental variants we studied in Belz. We included into our study six conventional crop rotations launched in 1962. They differed by the level of saturation of the so-called technical crops. We also selected two ecological crop rotations launched in 1989. This is our attempt to protect the soil without losing the yields. And we had also plots with continuous black fallow. In every case, we had subvariants with and without fertilization. And fertilization included farmyard manure applications with or mineral fertilizers, NPK. Before we go into assessing of the adequacy of soil microorganisms as indicators, let me remind you that under standard, under normal conditions, the microbial biomass in soil is limited by the availability of nutrients in soil. That means that the higher the biomass is, the more nutrients in soil, which means in turn that the higher soil fertility and the higher soil quality. So keeping that in mind, let us see which variants had the lowest microbial biomass and which the highest. The black color stands for the lowest microbial biomass, which was observed in the continuous black fallow. And the green color stands for the champion, for the ecological crop rotation with manure applications with or without NPK. The light green color tells us what happens if we remove fertilization from this ecological crop rotation. And the shades of blue tell us the story
of what happens if we take two or three fields of alfalfa from this ecological crop rotation and substitute them with corn, with sunflower, and with oat wedge mixture. As you can see, in both cases, the changes are not positive, to put it mildly. The orange color stands for the remaining conventional crop rotations, and the white column here represents the subvariant with no fertilization at all, and the red column stands for the only subvariant which had mineral fertilizers applied without manure. So what can we tell from the data obtained with the help of soil microbial biomass? Well, first of all, we see that continuous black fallow is not good for the soil. And even manure applications with mineral fertilizers do not really change the situation radically. Also, we can easily tell that the ecological crop rotation, which was designed with a specific purpose to protect the soil, is definitely better than the conventional crop rotation, which was designed in the beginning of the 60s with a single purpose to increase yield. Also, we can see very clearly that alfalfa is good, that manure applications with and without mineral fertilizers are good, that no fertilization is not really good, and that mineral fertilizers, when used by themselves, can potentially have negative effects. I guess I didn't say anything new for the specialists in this field, but this is precisely the point, because it shows that soil microorganisms are indeed very adequate in revealing, in demonstrating the impact of the management practices on the soil. So the first objective was fulfilled thus. And now it's time to go to identification of the microbial parameters that can be used for assessments and prediction of the impact of soil management on soil organic matter. Here, our major effort was focused on looking for statistically significant correlations between soil organic matter on the one hand and the microbial parameters on the other. And we needed those correlations, of course, not because we wanted to calculate one parameter from the other. They could be measured. We need those correlations because they really provide a very effective and very easy and understandable tool for predictions. Let's see how it works. Every red dot on the screen is a separate set of soil management practices. Let's take the one in the middle, for example, and imagine that some radical changes are introduced into the soil management. Of course, depending on the nature of those changes, the soil quality will grow or will degrade. For example, if we introduce a better crop rotation, an ecological crop rotation with alfalfa, we know that soil quality will grow. If we start using mineral fertilizers only, the effect may be the opposite. But if we try to monitor this effect by measuring soil organic matter, of course, it will take us years and tens of years in some cases to get a definite answer. Yes, the changes are for the better or for the worse, because the turnover rate of soil organic matter is really long. It is at least 20 years long, if not more. On the other hand, the turnover rate of soil microbial biomass is very short, especially comparing to the soil organic matter. So if we monitor the microbiological parameters, they will start changing practically immediately. And depending on the change, this dot in the middle will start moving to the right if the changes are positive, or to the left if the changes are negative. And by the direction and by the extent of this drift, we can easily predict where the soil organic matter is to be in the remote future if the introduced changes will be maintained. So it is, as I've said, a quite easy
and quite effective too, if we can find correlations like that in reality. So did we find them? The short answer is yes. The longer answer would imply another presentation to tell you about different external factors like meteorological conditions before and during samplings and other external factors that potentially can interfere and make our correlation less visible. A separate presentation probably would be to show different techniques how those external factors can be eliminated. But since time is limited, I will skip that. We can go back, we can discuss it during the question answer session, but I will skip it now and go to the long-term experiments in Chisinau that our study was conducted last year. It included 3-7 field 40 cereal crop rotations. One of them was with alfalfa, two without. All rotations included mineral, were with or without mineral fertilizers or farm yard manure. And the study was supported by the FAO. The details about the crop rotations you can see on this slide. As you can see, the long-term field experiment was launched in 1995. You can see the rates of manure and NPK. And the results that we received were really very close, almost identical to the ones we received in belts. The same advantage of including of alfalfa in the crop rotation. Crop rotation number one is the only one with the alfalfa. We also see that manure amendments are better than the mineral amendments only, or no fertilization at all. But what was especially important for us, the correlations. We did find correlations of very many microbial parameters with the soil organic matter. And in the best cases, the R-square was 0.92 and 0.96, which is very high for soil biology. So our conclusion is that we do have those correlations available. We can identify those correlations. And as a result, we have this tool, this microbiological tool available that can be beneficial for so many important fields. It can be beneficial to everyone who is interested in monitoring, in protecting their soil. It can be beneficial for those who elaborate sustainable agricultural practices, for those who want to know how sustainable, how effective their technology is, and those who work on technologies of soil bioremediation, of remediation, of carbon sequestration. They also can use this tool to know how effective they are and what will be in the future if they use them, apply their technology. And of course, this tool may be important for those who want to collaborate with our laboratory in the future. You are very welcome. So I'm done. Thank you very much. And if there are any questions, please, as I said, let me know. Okay, I don't see any questions. Thank you very much for your attention. And now I want to give the floor to Dr. Zinkovskaya Inga. And the topic of her report is metal removal from zinc-containing effluent using two biological sorbents. Your microphone is off. Yes. Sorry, and I am trying to share my screen.
Please do. Something is not working. I'm trying one more time. Do this one. So, can you see now my presentation? Yes. Slideshow, please select. Yes. Now? No. Now it's okay? No. We don't see the slideshow regime. We see... Is not in the slideshow regime? No. Now? Sadly, no. It isn't working. It's very strange, because on my computer I can see it in the slideshow regime. Sometimes that happens. We had this problem yesterday. Can you maximize? Even now, yes, you cannot see it in the full screen. No. So, maybe like this? Yes. It's not slideshow, but we can see it. Sorry, it's very strange, because on my computer I can see it like in the slideshow region. One more time, good morning, dear participants, and I would like to say the warm hello to my colleagues from Institute of Microbiology and Biotechnology. My topic will be devoted to remediation of wastewater, and I would like to present examples of application of two biological sorbents for this purpose. When we speak about water, today is one of the most polluted environment. Thousands of tons of wastewater containing organic and inorganic pollutants are emitted in natural water. So also we have the contribution of solid pollutants, and as a final result, we have the pollution of the main part of the water resources on our planet, which lead to accumulation of all these pollutants in living organisms, which are in the habitat of water, and as a consequence, the accumulation in our body. That's why it is very important to eliminate all these pollutants from wastewater, which are generated by different industrial processes on the step before they discharge in natural water bodies. There are known already different techniques which are applied for pollutants removal. Some of them classical are presented on this slide, but my presentation will be devoted mainly to inorganic pollutants, and I will speak about heavy metals, because the techniques which we have here in our group, they are mainly applicable for determination of elemental composition of different kind of samples. Beside techniques which are presented on this scheme, for metal removal are also very popular techniques like oxidation, ion exchange, precipitation, and sorption. So my today presentation will be devoted mainly to sorption process. Speaking about sorbents, we can divide them in two groups. There are expensive sorbents, which need to be specially produced. And one of the well-known example is activated carbon, is a traditional sorbent. And another type of sorbents, there are metal oxides. At the same time, when we speak about water treatment, it is the best way is to propose to these companies the cheap way to eliminate metal from wastewater. And in this case, of course, great attention present cheap sorbents. There are sorbents which can be obtained directly from the nature, or there are some materials which are like waste of some biotechnological processes. So in this case, we speak about plant and microorganism. Microorganisms are today widely used for bioremediation purposes, and here the indicated organisms which are usually used, bacteria, yeast, fungi, they are well-known sorbents. They have a very good sorption capacity for metal ions, and of course, microalgae and cyanobacteria. We tested two sorbents,
for zinc-containing effluent. The first one, it was the biomass, East biomass, which we obtained from the Vitante company after the process of the fermentation. So it was like the waste of this production. We dry this biomass and we use it in our experiments like sorbent. When we speak about sorption in model experiments, we vary several parameters, like for example the pH of the solution, the time of contact, the dosage of the sorbent, and the concentration of the element in solution. In case when we speak about real wastewater, we cannot vary the concentration of metal ions because this is already known concentration of the element in this effluent. At the same time, we can vary another parameters, like for example the pH of this effluent. We can write the dosage of the sorbent and of course the time of interaction. So the scheme of the experiment is very easy. In our case, we use two analytical techniques. One is atomic adsorption spectrometry. We use it mainly to determine the concentration of copper, lead and cadmium in solutions. Other metal ions, in this case, we analyze not solution, we analyze sorbent. In our case, it was biomass, using neutron activation analysis. So we apply nuclear technique to determine the composition of the sorbent. And beside determining the efficiency of the sorbent, we can trace the changes of concentration of elements, like for example, sodium, potassium, calcium, and it helps us to understand if, for example, ion exchange is one of the mechanisms of metal removal from wastewater. The industrial effluent, which we used in this study, it was the zinc-containing one, which we obtained from the company Atom. It's a company located in Dubna. They produce different devices for nuclear industry, and one of the processes which they use, it is a galvanic process. So they generate wastewater of different type, nickel, copper containing, but for us in this case it was interesting to study the removal of zinc. You can see what besides zinc, concentration of zinc was around 50 milligram per liter. Other metal ions were also present in this effluent, but their concentration was significantly lower than the concentration of zinc. And of course we measured the pH of this effluent, it was 6. As I mentioned previously, we studied the effect of several parameters on the removal of metal ions. One of the most important parameters is of course pH. Since pH, it affects the chemistry of metal ions and it also determines the surface charge of the sorbent. We vary the pH from 2 to 7, and the data which we obtained show us what at the low pH values, low it means 2, range 2-3, the removal of metal ions was very low. It can be explained by the fact that these metal ions are present in solution in cationic form, and at low pH values we have the competition of protons with cationic form for the same binding sites. With the increase of the pH, the surface of the sorbent became more negatively charged, and in this case, the increase of the sorption of metal present in solution in cationic form, all elements which are indicated here, they were present in solution in cationic form. But for zinc, it was possible to achieve around 45% removal, so it was really not so high. That's why in the next experiment, we decided to vary the dosage of the sorbent which we used for this experiment. Firstly, we added sorbent in different concentration from 10 to 40 gram per liter to the effluent, which we analyzed, and increasing the dosage of the sorbent, it was possible to increase the efficiency of zinc removal from this effluent. You can see what we reached the values close to 70%, but at the same time, increase of the sorbent from 20 to 40 grams per liter, it doesn't change significantly the picture in efficiency of zinc removal. We thought what to do next, and the next step, what we did.
we took this effluent, which we obtained from the first stage, and we decided to perform also the second stage. It was like the post-treatment of already treated effluent. We added a different concentration of the sorbent, so we divided this in two parts. It was 1 and 10 gram per liter. And you can see what adding 1 gram per liter, the removal efficiency from already treated on the first stage effluent was on the level of 20%. But when we added 10 gram per liter, it was even more than 50%. So in case of, it is already known what biological sorbents, they are very efficient, but at low metal concentration in solution, because if concentration are very high, sometimes it's very difficult. So in our case, it was shown what is better to apply two-step scheme of metal, in our case of zinc removal from this wastewater. The second sorbent which we used, it was, we called it organic mineral hybrid adsorbent. Our colleagues from Institute of Physical Chemistry of the Russian Academy of Science, they proposed us to use bacteria Shevanella. It was isolated from by this group of scientists from some storages of radioactive waste located in the north part of the Russian Federation. But in case of Shevanella, it was not so easy to apply it like sorbent, even the sorption capacity was very high, because Shevanella forms some kind of biofilm, and it's very difficult to separate it from the solution. That's why we decided to use some supports. Here there are indicated materials, natural materials, which can be used like supports, and we decided to take zeolite, which is here in Russia is a cheap mineral, and it also has very good ion exchange capacity. So we decided to make, as I mentioned, organic, anorganic sorbent, just placing the Shevanella biomass on the zeolite. It was very easy. We cultivated Shevanella and we added zeolite in this cultivation media. We cultivated it for 7 days, and after that we just separated this new form sorbent from the cultivation media. But of course we needed to prove what we have, the formation of this biofilm on the surface. One of the techniques which we used, it was scanning electron microscopy. You can see on the first picture, left picture is just the raw zeolite, and the right picture is the zeolite already covered by biofilm. In our case, the coverage of the surface was around 55% was covered by this biofilm. We used also, we measured the zeta potential of this new sorbent which we obtained, and it was negative on the pH range from 2 to 6. And also we tried to apply thermogravimetrical analysis to prove what we have, the formation of this biofilm on the surface, because this biofilm is mainly organic. And of course we, after applying different temperatures, in our case it was up to 1000 degree, the decrease of the mass was more evident in case of the modified zeolite, where we have the formation of this biofilm. So it was one more improvement, but we have formation of this biofilm on the surface. We apply it again for the same effluent, but in this case we skipped elements which I showed, which were also present, like copper, barium, because their concentration were very low. They were even low than the maximum permissible levels. That's why we decided to draw our attention just to zinc ions. When we applied, we varied the pH. You can see what, as in case of the east biomass, it was possible to achieve removal just around 40%. But varying the dosage of the sorbent in two stages, it was possible to increase up to 70% removal of zinc ions from this effluent. So what we can say, what biological sorbents
they can be applicable for this scope, but it's better to apply two-step process of their removal, because in case when we have just one step, it's not possible to achieve high removal. Even when we perform the model experiments on the model solutions, the efficiency was higher, but usually we use one standard concentration is 10 milligram per liter. So in case of this effluent, it was higher. I would like to make the following conclusions. We tested the ability of two biological sorbents. It was yeast biomass and mineral organic sorbent for remediation of zinc-containing effluent. The initial pH of this effluent, it was shown that it is optimal for maximum zinc removal, so we didn't need to vary it, because in some cases, varying this pH when we have the more complex sorbent, even it is possible to achieve selective removal of metals which are presented in cationic and anionic form in this effluent. And as I mentioned in my presentation, multiple sorption cycles are needed to achieve maximal removal of zinc ions. During two cycles, it was possible to remove 85% of zinc ions using yeast biomass. And in case of mineral organic sorbent, the removal efficiency varied from 58 to 85%. I also would like to mention what this study was supported by the Russian Foundation for Basic Research grant, and I would like to thank you for your attention. Thank you. Let us see if there are questions. I don't see any, so I will have a question. Yeah. What is the fate of the contaminated sorbent? Can it become potentially a source of heavy metals if it is stored somewhere insecurely? Of course it can. But in our case, there are several ways what we can do with this sorbent. The first one, we apply regeneration using different acids, for example. It means we can apply this sorbent for several times. And the second way, biological sorbents, let's say, they are not so good for this regeneration, because when we use acids, we lose biomass. But the second way, what we can do with this sorbent, they can be added to some construction material, for example, for rod construction. And in this case, there are some examples. My colleagues, for example, from Moscow, they use spirulina platensis, because spirulina contains a lot of proteins. They can work like glue, and they added some, I forget the word, cement. Mm-hmm. Yeah, they added it, and they form some kind of bricks which can be used in construction. But is it safe? Yes. Because all these materials which are used for rod construction, there are not some special regulation in the content of metals. So is one of the way how they can be applied. But the best way, of course, is to regenerate the biomass and to use it for several cycles. When there are, for example, some elements from not multi-component solution, let's say we have some solution containing just selenium. In this case, this biomass, maybe it can be used even like fertilizer for some soils which are poor in selenium, iodine, chromium, and some other microelements. So there are different ways how it can be used, this biomass, just to not be storage and not to pollute again the environment, let's say soil or some other environments. Can this sorbent be used as a good source of zinc or other heavy metals? You mean this sorbent? Yes, to obtain. It can, but usually when we speak about, for example, we work with rhenium. Rhenium is a expensive element, and its recovery is economically profitable. When we speak about zinc, chromium, all these elements, they did not present such big economical, just, let's say, interest. That's why usually
this recovery is suitable just in case of some expensive elements like silver, gold, uranium, some rare earth elements, but not in case of heavy metals like chromium, zinc, nickel, and so on. Yeah, thank you very much. Thank you. A very interesting presentation. If there are no other questions, our next speaker is Catalina Filos. Catalina, to start your presentation. The topic is potential of microorganisms in the remediation of multi-metal contaminated wastewater, a topic very close to the previous one. Can you hear me? Yes, okay. We can hear you. Can you also see me? No, not yet. I think there might be an issue with the camera. Now we can see you, but we cannot see your presentation. Okay. Yeah, it's working. Okay, you can see the presentation also? Yes, try the slideshow option. Okay. Oh, now it doesn't work, but so you can cancel the slideshow option and do the same what our previous speaker did. Okay, so I'll just present each slide, right? Yes. Sadly, in some cases, it doesn't help us. Okay. So, honorary commission, dear colleagues, my name is Catalina Filote. I am assistant researcher at Iași University of Allied Sciences. My presentation today is entitled Potential of Microorganisms in the Remediation of Multimetal Contaminated Wastewaters. This work was elaborated within Iași University of Allied Sciences, Romania. My presentation is based on the following outline: bioabsorption versus bioaccumulation, the differences between the two processes, multi-metal versus single metal solutions, the metal tolerances of microorganisms, process parameters and case studies, and finally the conclusions. To start with, there are three categories of microorganisms: microalgae, bacteria, and fungi. They are unicellular organisms, diverse and highly adaptable to different physical chemical conditions. But why are microalgae important for a successful removal of heavy metals? Heavy metals are persistent pollutants that cause major problems to human health and damage to the environment. At the same time, wastewater treatment with conventional bioabsorbents is expensive and not effective enough in the removal of heavy metals. Research has demonstrated the effectiveness of microorganisms in wastewater treatment, especially in single metal systems. However, much fewer studies have analyzed multi-metal systems, including real effluents. The composition of real effluents is relatively complex. It contains more than just one metal. And the general results depend on the microorganism species, whether it is viable or non-viable, and the real effluent conditions. So studies applied to real effluents are very important for the upscale of the bioabsorption processes. However, their number is still scarce. So as I was saying, the remediation of heavy metals using microorganisms is of two types: bioabsorption versus bioaccumulation. Bioabsorption applies inactive biomass in one single passive process, only bioabsorption, while bioaccumulation uses active biomass in two main active processes, bioabsorption and bioaccumulation. Bioabsorption is a rapid process and the metal uptake is high due to the fact that the inactive cell has a stable chemistry. On the other hand, bioaccumulation with microorganisms is a slow process with low metal uptake. Also, the living cells are sensitive to high quantities of toxic metals. Another difference is that no nutrients are required when non-viable cells are used, whereas the application of viable microorganisms requires constant administration of nutrients for their growth. Also, sorption-desorption cycle can be applied with non-viable cells,
and viable cells gives enhanced selectivity, on the other hand. The low selectivity on non-viable cells can be enhanced, though, with chemical treatments. Multi-metal systems can be, depending on the composition, binary, ternary, quaternary, etc. Generally, studies have shown that the adsorption capacity decreases in multi-metal systems in comparison to single-metal systems. This can be due to the metal ions competition for the functional groups on the microbial surface. Microorganism species isolated from polluted waters seem to be more resistant in single-metal solutions, and they might be also the key for obtaining maximum performances in the multi-metal effluents. The metal tolerance of microorganisms depends on the species, on the metabolic needs. Some species require specific metals as nutrients for their growth, and thus can uptake a higher quantity of metal. This is very important in multi-metal solutions, since it can explain the preference for one metal in the detriment of another, and also the obtained removal efficiencies can change. For the purpose of this work, a few examples have been selected for the metal tolerances of microorganisms. The selected metals here exemplified are ones of the most serious in terms of environmental and human health impact. And they are also very difficult to remove: chromium, lead, and cadmium. For instance, the microalgae Chlorella vulgaris can withstand chromium concentrations up to 45 milligrams per liter. Rhodococcus erythropoulos bacteria, isolated from mining industry wastewaters, can uptake chromium-6 up to 60 milligrams per liter. And Aspergillus terreus fungi species, isolated from soil samples from dumping sites in India, can withstand 1,200 milligrams per liter. Indeed, fungi seem to be the microorganisms most adapted to this kind of extreme physical chemical conditions. In order to meet our main objective, the upscale of application of microbial organisms for heavy metals removal to real effluents treatment, optimization of working parameters is very important. The optimal values can differ between single metal, multi-metal, and real effluents. For example, for contact time, available studies have shown that the remediation of multi-metal solution requires a longer time than single metal ones. The pH and the metal concentration depends on the industry that generates the real effluent, and the cell concentration of viable microbial cells can vary significantly in multi-metal systems in comparison to single metal artificial ones. A major increase can occur, actually, or decrease in the growth rate of microbial culture. So, as I was saying previously, metals that are essential for the growth of the microbial species will generate an increase in the amount of biomass, which in turn favors the metal uptake. In this sense, we are highlighting some scientific results from literature, including some of our own. In the first example, one study analyzed the macroalgae focus after 7 days of contact with several single binary as well as ternary metal combinations. In contact with lead only, at a concentration metal of 1 milligrams per liter, a double amount of biomass was observed for the metal solutions with lead, aluminium, and nickel. A 39.04% decrease in biomass was observed in comparison to the one with lead only, and 2.82 times biomass increase comparing with the control. For the metal solution with nickel and lead, a 30.65% decrease in biomass was noticed in comparison to the lead solution.
The highest biomass, though, was identified in the lead and aluminium metal binary system. 4.6 times more biomass was identified. Another study, applied microalgae desmodesmos, also with synthetic metal solution. Binary metal system was composed of different concentrations of copper and nickel, and the microalgae species was analyzed after 4 days and respectively 12 days of incubation. So, a decrease up to 50% was reported for all the options analyzed. The smallest decrease was 6%, and it was obtained for the lower metal concentrations, 1.6 milligrams per liter copper and 1.3 milligrams per liter nickel. In our team, we also did studies with Trichoderma viride, a fungi species. We analyzed the comparative growth of this species in spore suspension from slants, abbreviated here as TVS, and 7 days grown biomass in nutrient growth, abbreviated here as TVB, and the cadmium bioaccumulation. Figure 1 shows the growth profiles of the fungi in a medium without metal used as control and with 25 and 50 milligrams per liter cadmium with contact time 168 hours. The control culture of TVS and TVB contained 1.3 and 2.4 grams per liter respectively on day 1, but it increased to 14.03 grams per liter for TVS and to 15.36 grams per liter for TVB at the end of the contact time. When cadmium 1 was added into the TVS enriched medium, this resulted in a slower growth between 60 and 144 hours. But the growth values reached higher ones at the end of the 68 hours than in the case of the control, respectively 14.56 and 13.37 grams per liter for 25 and 50 milligrams metal ion solution. The addition of the metal ions in the case of the medium enriched with TVB had a similar growth curve with control, but at the end of this 168 hours it also reached a higher biomass concentration. The values obtained were 16.79 and 15.88 grams per liter for 25 and 50 milligrams per liter, respectively. Considering the importance of the pH in metal bioabsorption and bioaccumulation processes, experiments were undertaken at different pH values of the metal solutions in broth. In the experiment, the initial pH ranged between 4 to 7. And were adjusted before the addition of the viable Trichoderma viride, both TVS and TVB. The comparative growth and removal efficiency are shown in figure 2. Both TVS and TVB were able to bioaccumulate 100% of 50 milligrams per liter cadmium at pH 6. The growth of the microorganism in the presence of cadmium was estimated at 13.37 grams per liter and 15.88 grams per liter for TVS and TVB, respectively. These values were similar to the growth of the microorganism in the absence of cadmium, indicating that at this point, both TVS and TVB could tolerate the metal ion. For lower pH values, for example, 4 and 5, a decrease in the metal optic capacity and growth of both TVS and TVB was noticed. Only 20 to 40% cadmium was bioaccumulated in the case of TVB, of TVS, and 52 to 55% in the case of TVB. The low bioaccumulation capacity is attributed to the competition of hydrogen ions with metal ions on the sorption site. At lower pH, due to the protonation of binding sites resulting from high concentration of protons, the negative charge intensity on site is reduced, and thus the reduction or inhibition of the binding of the metal ion. Another case study that was selected
regarding the metal removal performance in real effluents. The first one, multi-metal removal from electroplating effluent, page 2.45, using Aspergillus lentulus fungi species, after 5 days of growth, generated the same order of metal removal for both synthetic and industrial effluent. The results showed 100% removal for lead, whereas for the other two metals, an 8%, respectively 22% decrease in the uptake capacity was observed. Another case study used Pseudomonas putidum bacteria with metal-rich industrial wastewater having a pH of 4.06. The results of this study showed a 100% removal for titanium, followed by 96% for lead, 83% for vanadium, and the lowest values were obtained for copper, 49%, and 45% for manganese. To conclude, the removal of heavy metals through conventional wastewater treatment technologies is expensive and energy consuming, but the use of microorganisms is a promising alternative. The removal capacity has already been demonstrated extensively in single metal artificial solutions. The removal performance, though, can change in multi-metal systems and real effluents. In order to obtain maximum performance, applying microorganisms that are tolerant to extreme environments, extreme physical chemical conditions, might be the solution towards having maximum performances in real effluents as well. In the end, I would like to thank you for your kind attention, and I would also like to acknowledge the support of the Ministry of Research, Innovation and Digitization for supporting the contract number 439 PET project from 2020. Thank you. Thank you. If there are questions, please let us know. I have one. May I ask a question? Yes. My question is to your slide where you showed the effect of pH on the cadmium removal. Your biomass, in this case, you use a leaf biomass, yes? Yes. But what was the range of biomass survival? Because we performed you some experiments with spirulina, with the leaf spirulina, at pH 2, 4, like even 3, the biomass, it was the process of biomass decomposition. That's why maybe the slow removal just was because the biomass was destroyed, not because the competition of metal ions for binding size take place. Yes, this is another, in theory, yes, this is another potential explanation. Because usually these organisms, they have some optimal range for their growth, yes? And when there are some extremal, let's say, conditions, most probably the survival, the growth of the biomass is stopped, is destroyed. That's why I suppose this is the reason why accumulation was very low at acidic pH, even at the pH 4. I don't know what is the optimal pH for this microorganism. I cannot assume what I am right, but I suppose this can be the main reason why it happens. Yes, we measured also the so we measured the growth also at the pH, and this is why we said that based on the results, it is the reason, the explanation would be that it is the competition for binding metal ions. Ah, I see. So the growth biomass was normal in these conditions, let's say. Yes, not a significant difference, let's say. Ah, yes. I see. Okay. Thank you. Thank you as well. More questions?
Then I have a question. How frequently are microorganisms are used for purifications like the ones you mentioned in practice? What do you mean by how often? Is it widely spread today? Are they used frequently in reality, or this is just some first steps to develop? For heavy metals removal, this is not common. More studies are required for application in real effluents, because the complexity, as I was saying, of the real effluents, so the real effluents are highly complex, and yes, microbial organisms are used for wastewater treatment, but they are not mainly used for heavy metals as an alternative to conventional biosorbents, for example. This is the focus of the work that we're doing and what we're analyzing to upscale this as providing an alternative to conventional biosorbents for heavy metals, again. Okay, thank you very much. Please stop your presentation. Yes. So that we could invite our next speaker, who is Mikaela Roshka. And this time we are going to speak about the removal of organic pollutants from aqueous solutions. Good morning. Bună ziua tuturor. Today I will present my paper in Romanian, if it's not a problem. Not at all. Please start your presentation. Everything is okay? Try slideshow. Can we see the full or no? No, slideshow doesn't work, so you will have just to follow the footsteps of the previous speakers. Sorry. Now it's working. You can see something, or if I change? We can see, not in the slideshow regime, but we do see your slides. Okay, because I can see on my computer and I don't know what happened. I will try again to... Yeah. Please. No. Now I can see in my presentation. I don't know what happened. When I share a window, it's not working. And I have the presentation open on my computer. Try from the beginning. Maybe that will help. Because you are not sharing your screen with us, as far as I can see from my computer. No, when I select to present, and the option one window is not appear my presentation. I will close and I will open again. Maybe. Yes. You can try to share the whole display. Now it's working? I share. Yes, yes. We can see your slides. Okay. Then I, if I will select full screen, I think it's not working. Yes, and I guess I know why. And for others, I think they need to know too. Notice that your PowerPoint is not signed in. It is not activated, or it is not signed in with Microsoft. This is probably the reason why slideshow mode doesn't work. Okay, maybe this is the reason.
So for the others who are to present, please make sure, if it is possible, sign in. Make sure you use an activated PowerPoint version. Okay. Okay. Good morning. Bună ziua tuturor. Numele meu este Mihaela Roșca și sunt asistentă de cercetare în cadrul Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brat din Iași. Și astăzi am să vă prezint lucrarea intitulată Mecanismele dezvoltate de către microorganisme pentru îndepărtarea poluanților organici din soluții acvoase. Conform Agenției Europene pentru Substanțe Chimice, poluanții organici persistenți sunt acele substanțe organice care persistă în mediul înconjurător, se acumulează în organismele vii și prezintă un risc pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Aceste substanțe pot fi transportate pe calea aerului, a apei sau de către speciile migratoare peste frontierele internaționale și pot ajunge în regiuni în care nu au fost produse sau utilizate. În acest context, pe durata prezentării voi vorbi despre tipurile de poluanți organici persistenți, despre circuitul poluanților persistenți în mediu, despre efectele poluanților persistenți asupra sănătății umane, voi prezenta câteva studii privind performanțele microorganismelor de a îndepărta poluanții organici persistenți. Voi vorbi despre mecanismele prin care microorganismele rețin sau îndepărtează din mediul lichid poluanții organici persistenți, căile prin care aceștia pot fi degradați de către microorganisme și, în final, câteva concluzii. Conform Convenției de la Stockholm, actual sunt considerați 35 de poluanți organici persistenți. În funcție de utilizarea acestora, dar și de sursa de emisie, pot fi clasificați în pesticide, în produși chimici industriali și produși secundari. Sunt unii poluanți organici persistenți care fac parte din toate cele trei clase, adică pot fi în același timp și pesticide și produși chimici industriali, dar și secundari. În clasa pesticidelor sunt inclus și produși precum aldrin, clordan, dieldrin, eldrin, heptaclor, mirex, toxafene, pentaclorfenol și sărurile și esterii săi, lindanul, pentaclorbenzen, endosulfanul, tehnic, dar și pur, dicofolul și alții. Ca și produși chimici industriali sunt considerați bifenilii policlorurați, hexabromobifenil, hexabromodifeniletel și heptabromodifeniletel, acid perfluorosulfonic, sulfonic și sărurile sale, tetrabromodifeniletel și pentabromodifeniletel. Ca și produși secundari sunt dioxinele, furanii, alfa-hexaciclohexan, beta-hexaciclohexan, hexaclorobutadiena și pentaclorbenzen. Din diverse surse naturale, dar și antropice, acești poluanți ajung în sol, apă și aer. De asemenea, dintr-o componentă de mediu în cealaltă, acești poluanți migrează datorită schimbului permanent între acestea. De exemplu, poluanții organici persistenți ajunși în sol pot să se acumuleze în plante sau în structura solului și apoi să ajungă în pânza freatică și, în final, în corpul uman. Poluanții organici persistenți ajunși în apă se pot bioacumula fie în sedimente sau sunt absorbiți de fitoplancton, bioacumulându-se apoi în zooplancton și în diverse specii de pești, și, de asemenea, ajungând în final în corpul uman, unde provoacă efecte negative destul de grave. Efectele sunt diverse și specifice în funcție de tipul de poluant organic persistent, dar acestea pot fi grupate astfel, în efecte cancerigene, în efecte asupra reproducerii și creșterii, în efecte asupra sistemului imunitar, în efecte neurotoxice, dar și altele. Fiecare poluant organic persistent cauzează un anumit tip de efect sau mai multe efecte, dar
nu toți poluanții cauzează aceleași efecte. De exemplu, aldrinul poate cauza cancer non-mutagenic sau poate provoca tumori hepatice, poate suprima sistemul imunitar sau sistemul reproducător. De exemplu, hexaclorobenzenul are efect tetotoxic teratogenic, dar poate provoca și porfirie, dar și poate fi considerat un promotor al tumorilor non-mutagenice și altor de natură ca efect cancerice. Astfel, au fost realizate numeroase studii în vederea îndepărtării din mediul lichid a acestor poluanți. Și s-au luat în considerare diverse de specii de microorganisme în vederea stabilirii dacă acestea sunt capabile sau nu de a biodegrada poluanții organici persistenți. Studiile realizate au demonstrat că nu toate microorganismele îndepărtează în aceeași proporție poluanții organici persistenți, chiar dacă fac parte, de exemplu, din același gen. Un exemplu este prezentat în cadrul acestui slide și este Pseudomonas PFD9 și Pseudomonas PFD13, chiar care fac parte din același gen, dar prezintă eficiențe diferite la aceleași condiții. De exemplu, la concentrația de 10 mg pe litru dicofor, după 24 de ore, Pseudomonas PFD9 prezintă o eficiență de 70%, pe când Pseudomonas PFD13 o eficiență de 32%. O altă bacterie care s-a dovedit că poate îndepărta dicofolul este Exiguobacterium acetylicum MA4, a cărei eficiență a fost de 95% la concentrația inițială de 5 mg pe litru după 24 de ore. De asemenea, Bacillus megatherium SSF1 a fost capabil să biodegradeze dicofolul în doar 24 de ore. Unele specii degradează mai greu poluanții organici persistenți și un exemplu este Microbacterium D2, care la concentrație de 20 mg pe litru dicofol a degradat în proporție de 95% cantitatea de poluant aflată în soluție după 31 de zile. Microorganisme precum cocuria și staphylococcus au fost capabile să îndepărteze din mediul lichid lindanul. De exemplu, la concentrația de 5 microgram pe mililitru și după 8 zile, aceste microorganisme au avut o eficiență de 94%, respectiv 98%. Bacillus lechiniformis și Bacillus megatherium, la concentrație de 50 mg pe litru antrazină, după 7 zile, au prezentat o eficiență de 98,6%, respectiv 99,6%. Pseudomonas BU34 a fost capabilă să degradeze pentaclorfenol după 57 de zile la concentrații de peste 1000 de mg pe litru. Iar Bacillus cereus la concentrația de 30 de mg pe litru pentaclorfenol a prezentat o eficiență de 62,72% după doar 144-168 de ore. Modul prin care microorganismele, precum bacteriile, fungii și microalgele, rețin acești poluanți este divers. De exemplu, pesticidele pot fi reținute de către microorganisme prin procese de bioabsorție la nivelul suprafeței sau prin cometabolism, pesticidele pătrund în celulă, unde prin reacții de hidroliză, oxidare, rupere de inel, reducere și hidrolază, aceste substanțe organice se transformă în energie. De asemenea, în microorganismele pot mineraliza unii
poluanți organici persistenți sau, dacă sunt considerați insolubili, îi pot bioacumula în interiorul celulei. Pentru îndepărtarea poluanților organici de către microorganisme, sunt implicate proteinele de pe suprafața peretelui celular sau o serie de enzime secretate de către celule. Este bine cunoscut faptul că microorganismele au capacitatea de a dezvolta căi catabolice pentru a obține energie din diverse substanțe organice. Astfel, acestea pot fi capabile să metabolizeze diversi poluanți organici. Prin secreția de oxidoreductaze, lactaze, hidrolaze, peroxidaze, fosfataze, esteraze, oxigenază, dehalogenază, transferază și alte enzime, microorganismele pot spori rata reacțiilor de degradare prin scăderea energiei de activare a moleculelor. Un exemplu de degradare este cel al compuștilor halogenați, care în timpul catabolismului, prin cele trei căi superioară, de mijloc și inferioară, compuși halogenați sunt transformați în metaboliți comuni. Prin intermediul căii superioare are loc o rupere a inelului catenei ramificate și microorganismele transformă compuși halogenați în compuși aromatici, halogenați simpli. Apoi, prin intermediul căii de mijloc, prin dehalogenare, hidroxilare în metabolism central și în final, prin calea inferioară, în urma ruperii inelului, oxidare sau reducere, sunt transformați în metaboliți comuni. De asemenea, în literatura de specialitate există numeroase studii care au arătat că fiecare poluant organic persistent este biodegradat de către microorganisme cu ajutorul unor enzime specifice. De exemplu, bifenili policlorurați pot fi degradați de enzime precum bifenil dioxigenază, dihidrodiol dehidrogenază, 2,3-dihidroxibifenil dioxigenază și 2-hidroxil-6-oxo-6-fenil-hexa-2-4 dienoic acid hidrolază. Pentru lindan sunt cu totul alte enzime. Dehidroclorinază, haloalcan-dehalogenază și dehidrogenază. Pentru antrazină, microorganismele secretă enzime precum antrazină clorhidrolază A, B și C. Iar pentru entosufla sunt enzime precum monooxigenază, naftalen 1,2 dioxigenază, fenol hidrolizează, fosfotriesterază și alte. În concluzie, poluanții organici persistenți persistă în mediul înconjurător. Se acumulează în organismele vii și prezintă un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu. Aceste substanțe pot fi transportate pe calea aerului, a apei sau de către speciile migratoare peste frontiere internaționale și pot ajunge în regiuni în care nu au fost niciodată produse sau utilizate. Prezența poluanților organici persistenți în mediu provoacă o multitudine de efecte negative asupra sănătății umane, cum ar fi cancer, tumori hepatice, suprimă sistemul imunitar, prezintă efecte fetotoxice, teratogene, induc schimbări permanente în procesul de învățare, comportament, memorie, dar și altă. S-a dovedit că există microorganisme precum Pseudomonas, Exiguobacterium acetilecum, Bacillus megatherium, Microbacterium, Cocuria, Staphylococcus, Bacillus lechiniformis, Bacillus cereus, dar și altele, care pot degrada poluanții organici persistenți precum dicofol, lindan, antrazină, pentacol, fenol. Microorganismele, prin procese de biosorție, bioacumulare și sau biodegradare, îndepărtează din mediu acești poluanți și, cu ajutorul oxidoreductazelor, lactazelor, hidrolazelor, peroxidazelor, fosfataze, esteraze, dar și altor enzime, microorganismele sunt capabile să degradeze acești poluanți. Doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată și, de asemenea, doresc să aduc mulțumiri celor două granturi ale Ministerului Cercetării, Inovației și Digitalizării din România, contract numărul 439 și 269 de tip P din 2020, pentru sprijinul acordat.
for Muslim. Thank you very much. Please, questions? I don't see any question marks. And I have a question. One of the possible ways to enhance the destruction of organic pollutants by microorganisms is to use nanoparticles, the so-called nanobioremediation. Have you considered the possibility of using nanoparticles like nanoscale zero-valent iron or others to see if they can contribute, make your organic pollutant degradation even more efficient? Yes, can be used. I know that nanoparticles are frequently used now for heavy metals, but can be used. The difference is that normally microorganisms transform the pollutant and the organic pollutants in other forms. But if we use nanoparticles, I don't know if the pollutants are biodegraded or are adsorbed on the surface. Usually, the pollutants, the organic ones, are quite toxic for the microorganisms. So nanoparticles are used to decrease the toxicity of the pollutants in soil, for example, or in water. So that the microorganisms could be less stressed and could degrade whatever is left after the nanoparticles. Yes, can be if at the beginning of the effluent the concentration is high. I think it's better to use physical process like nanomaterials or other adsorbent, and then to use the microorganisms. Yes, usually nanoparticles can be toxic too. That's why the combination between nanoparticles and microorganisms is probably the most optimal, because it reduces the time of remediation and increases the efficiency. So you can take that into consideration. We have some experience here, so I offer you possible collaboration. Okay. Thank you very much. I don't see questions, so our next speaker is Alina Bishliu, and the topic is efficiency of the methods for extracting monoproteins from beer yeast sediments. You're welcome. Alina Bishliu. Please share your screen with us. Not yet. Încă nu. Nici acum. Deloc nu se vede. Cu păreri de rău. O să rugăm echipa tehnică să deruleze. La fel nu se vede. Nu, cu părere de rău. Gata, ceva se primește. Da, slide, nu. Nu trebuie de oprit. Hopefully the problem is to be solved very soon. Алина, микрофон у есть и деконектар.
acum trebuie, gata, tot merge foarte bine. Mulțumată audiență, astăzi vreau să prezint rezultatele cercetării privind eficacitatea metodelor de extragere a nanoproteinelor prin sedimentele levurilor de bere. Cercetările au fost efectuate în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Laboratorul Biotehnologie a Levurilor. În ultimele decenii, microorganismele sunt folosite pe larg de comunitatea științifică pentru studierea biodiversității și ca obiecte biotehnologice de valoare cu aplicări polivalente în diverse domenii. În calitate de surse cu potențial înalt, sunt studiate, în special levurile, care pot sintetiza un complex bogat de substanțe bioactive care au un important rol în activitatea vitală a organismelor vii. Avantajul utilizării levurilor constă în primul rând că se adaptează rapid, nu poluează aerul cu spori, sunt rezistente la microflora străină, de asemenea pot fi utilizate medii care pot fi dirijate și în producerea substanțelor biologice active pot fi utilizate medii care au un cinecost redus. O altă direcție de interes major este utilizarea deșeurilor levuriene în urma proceselor industriale, după procesul de fermentare a berii sau a vinului, ca materie primă pentru producerea substanțelor biologic active. Prin utilizarea deșeurilor levuriene pot fi micșorate costurile de prelucrare a deșeurilor, de asemenea redus impactul negativ asupra mediului, redus costul de producție a substanțelor biologic active obținute. O componentă importantă care prezintă interes din structura peretelui celular sunt manoproteinele. Ele alcătuiesc majoritatea glicoproteinelor din peretele celular și sunt formate din două clase importante de compuși. Prima clasă are un rol structural, fiind formată din aproximativ 40% proteine și 60% carbohidrate în dependență de tulpină. Pe când a doua clasă are funcție enzimatică. Așadar, datorită compoziției biochimice și enzimatice specifice, manoproteinele joacă un rol important în menținerea integrității celulare, catalizează diferite reacții biochimice și participă în răspunsul imun și autoimun al organismelor. Dar totuși, producția de manoproteine este adesea limitată de peretele rigid al celulelor levuriene, fiind necesare metode eficiente de extragere. În prezent, procesele de extragere sunt bazate pe distrugerea enzimatică, în care sunt utilizate atât enzimele naturale cât și cele sintetizate chimice, distrugerea chimică cu utilizarea nanoparticulilor sau alte soluții chimice, distrugerea mecanică și distrugerea fizică cu utilizarea ultrasunetului. Utilizate fiecare separat sau în combinație, dar ele totuși au un preț destul de ridicat și necesită echipamente speciale. Deci, din cele expuse, scopul cercetării este elaborarea metodelor de extragere a manoproteinelor din sedimentele levurilor de bere. Ca material de cercetare a fost utilizată biomasa de levuri Saccharomyces cerevisiae de fermentare interioară din deșeurile industriei de bere oferite cu amabilitate de fabrica de bere Keller. Pentru elaborarea metodelor în calitate de marcor a servit procedeul de extragere a manoproteinelor din biomasa tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae tinemine Y18 cultivată în prezența nanoparticulilor oxidului de titan în concentrație de 10 mg la litru timp de 120 de ore. Pe când noi propunem două procedee de extragere a manoproteinelor din sedimentele levurilor de bere care au 6 etape. În prima etapă, biomasa a fost adusă de la fabrica de bere, a fost supusă centrifugării, după care a fost plasată pentru păstrare la minus 18 grade. În etapa a doua, biomasa de levuri a fost decongelată și a fost amestecată cu soluție tampon fosfat de sodiu la cu pH-ul 7,8 în raport de 1 la 1 și a fost supusă autolizei pentru distrugerea peretelui celular la plus 37 de grade pentru primul procedeu și la plus 45 de grade pentru al doilea procedeu, timp de 8 ore cu agitare periodică. La finele
procesului de autoliză, suspensiile la fel au fost centrifugate. În etapa a treia, pereții celulari obținuți au fost tratați cu soluție de natriu H și au fost supuse autolizi. Ulterior, în etapa a patra, supermarcantele alcaline au fost sedimentate cu alcool etilic de 96% în volum de 1:1, un volum mai puțin comparativ cu procedeul MAS. La sedimentarea cu alcool se formează pulzi de culoare alb-bej cu consistența viscoasă, care și reprezintă fracția manoproteică. Ulterior, în următoarele etape, a avut loc stabilizarea manoproteinelor după substanța uscată și, de asemenea, ambalarea manoproteinelor și etichetarea. Astfel, în urma aplicării procedeilor descrise, s-a stabilit că conținutul manoproteinelor constituie 41,34% substanță uscată în varianta experimentală în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de plus 37 de grade și respectiv 44,8% substanță uscată în varianta în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de plus 45 de grade. Astfel, procedeile noi obținute permit obținerea cu 7-16% mai multe manoproteine comparativ cu varianta martor. De asemenea, sunt mai avantajoase deoarece utilizează deșeurile levurigene care poluează nitru, nu necesită cultivare, reduc timpul de autoliză, temperatura și cantitatea de alcool etilic utilizat. Conform celor expuse, a fost dovedită eficiența procedeilor de extracție a manoproteinelor din sedimentele levurilor de bere și ele au un potențial înalt de aplicare în zootehnie, agricultură, alimentație, cosmetologie, farmaceutică, precum și în viticultură. În prezent, acest procedeu este aplicat pentru obținerea preparatelor manoproteice în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie și testat pentru procesul de perfectare a protocolului de conservare a spermei la temperaturi hipotermale în cazul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologie în Zootehnie și Medicină Veterinară. Dacă o să-mi permiteți, nu o să dau citire concluziilor, deoarece ele au fost spuse pe parcursul prezentării și aceste cercetări au fost obținute în cadrul proiectului Preparate microbiene biologice active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic, finanțat de ANCD. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vă mulțumim. Thank you very much. Time for questions. Please. Alina, please stop sharing your screen. Thank you. If there are no questions, our next speaker is Maxim Birsa, and the report is about influenza polysaccharidilor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus după leferizare și păscare indelungată. Please stop presenting your screen. Da, ok. Ceva nu se primește. Iată, ce-ar spune, butonul de a permite, nu știu de ce, e suriu. Adică, de permite de a arăta screen-ul. A fost așa și dinainte sau numai acum? Numai acum, nu știu de ce. Clipă. Alegi prezentarea pentru ca să-ți apară butonul activ. Ok.
Ok. Se vede sau? S-a pornit prezentarea, acum trebuie de ales PowerPoint-ul. Da, da, sigur. Se vede? Un moment, așteptăm să apare. Nu se vede PowerPoint-ul. Nu se vede? Da. Se vede ecranul. Da, da, eu am deschis PowerPoint-ul și... acum? Nu, nu se vede. Straniu. Se vede doar ecranul cu Zoom Meet, nu Zoom Meet, cu Google Meet. Acum? Nu s-a pornit. Acum, iacă s-a început. Aha, da, cer scuze. Da, se vede. Am încercat slide. Nu, n-a să fie, pentru că nu este activat PowerPoint-ul. Adică... măriți slide-ul care se vede. Aha. Așa. Încercat slideshow, finish de. Aha. Acum nas primat. Acum merge? Se vede, se vede. Aha. Bună ziua, stimați participanți ai simpozionului. Permiteți-mi să vă prezint raportul la tema viabilitatea tulpinii streptomiții scanozul CNMN AC02 după liofilizare în prezența substanțelor de origine cianobacteriană și vegetală. Alegerea metodelor adecvate de conservare a fiecărui grup de microorganisme este una dintre principalele sarcini ale colecțiilor de microorganisme. Necesitatea cercetărilor în această direcție este dictată atât de importanța sistematică a culturilor de colecție, cât și de importanța lor biotehnologică. Conservarea de lungă durată a microorganismelor se bazează pe următoarele aspecte importante. Menținerea purității tulpinii, lipsa altor tulpini care o pot inhiba sau acționa negativ. Identificarea metodei de conservare depinde de tipul culturii, depistarea celei mai accesibile și eficiente metode, menținerea viabilității și stabilității. Deci, scopul a constat prin evaluarea influenței preparatelor biologic active de origine cianobacteriană și vegetală asupra viabilității și stabilității tulpinii streptomiții scanozus cenimine AC02 în procesul liofilizării. Obiectivele au fost
Evaluarea efectului leoprotector al substanțelor biologic active de origine cianobacteriană prin estimarea viabilității tulpinii după leofilizare și estimarea efectului leoprotector al extractelor glicozidice vegetale prin determinarea viabilității a tulpinii după leofilizare. Leofilizarea este o metodă cea mai utilizată pentru conservarea tulpinilor de streptomicete și a demonstrat eficacitatea în numeroase cercetări. Însă, de rând cu avantajele ce le oferă această metodă de păstrare, procesul de congelare și deshidratare rămân a fi un factor stresant pentru celulele vii. Deci, a fost perfecționat procesul mai de păstrare. Adică... Cer scuze, nu se vede sau... Tu nu liderul liezi. Nu se vede? Чер скажи, ну все видно. Макс, веди тотал. Ту пуш симплу, ну дируле слайдур ли ворбеш, ты дар слайду его уже челаш. Клипко. Păi, la metoda de leofilizare a fost perfecționat procesul de păstrare în stare leofilizată a tulpinii studiate, respectând următoarele etape. Pregătirea culturii pentru leofilizare, leofilizarea însăși a tulpinii și reactivarea culturii prin utilizarea substanțelor, soluțiilor de revitalizare. În calitate de mediu protector, de bază, în rezultatul unui screening prealabil, a fost ales mediul gelatin 2,5% cu glucoză 7,5%. Pentru optimizarea procesului de păstrare a tulpinii, au fost utilizate ca supliment la mediu de bază preparate bioactive de origine cianobacteriană, polisaharide sulfatate cu zinc obținute din Arthrospira platensis CNMNCB, 02 oferite de colaboratorii Laboratorului de Microbiotehnologie al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie la recomandarea academicianului Rudic Valeriu și altă grupă de agenți leoprotectori utilizați în studiu au fost glicozidele de origine vegetal, extrase din plante de Linaria genisticola și Verbascum pomoides prin fierbere în soluție hidrometanolică de către doctor în chimie cercetător Mașenko Natalia, Laboratorul Bioregulator Natural a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Deci, rezultatele. Viabilitatea culturii a fost evaluată în dată după leofilizare și după un an de păstrare, pentru a găsi raportul optim al compoziției mediului leoprotector și de rehidratare cu utilizarea preparatului polisaharid sulfatant cu zinc, a fost efectuată o serie de experiențe cu majorarea ponderii extrasului în componența mediului leoprotector clasic în concentrații de 20, 30 și 50%. În calitate de mediu de rehidratare au fost utilizate apa distilată și soluția de polisaharid sulfatat cu zinc de 5%. Schimbări majore au fost observate în urma suplimentării mediului cu o concentrație de substanță de 30%. În rezultat s-a înregistrat o viabilitate de 128%, cu circa 30% mai mult comparativ cu proba martor. După un an de păstrare, viabilitatea scade cu 10%, dar rămâne mai mare în raport cu martor. Și în imagine... dacă...
În imagine sunt redate rezultatele cu utilizarea concentrației de 30% polisaharide sulfatate cu zinc, titrul culpinii este mult mai mare în comparație cu proba martă. Rehidratarea culturii leofilizate chiar și peste un an de păstrare în mediul clasic cu soluție de 5% menține stabil nivelul viabilității. Viabilitatea tulpinii a scăzut doar cu 3%. Acțiunea glicozidelor vegetale s-a dovedit a fi mult mai pronunțată. Viabilitatea tulpinii depășind proba martor cu 30-50%, atât la rehidratare cu apă, cât și cu soluții glicozidice. Rehidratarea cu soluții utilizate nesemnificativ majorează viabilitatea tulpinii cu circa doar 3-5%. Și o concluzie generală. Utilizarea extractelor cianobacteriene și vegetale în calitate de agenți leoprotectori asigură o rată de supraviețuire sporită cu circa 30-50% a tulpinii studiate în procesul leofilizării, precum și o stabilitate morfologică a culturii caracterizată de păstrarea caracterilor fenotipice după un an de conservare a tulpinii. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Thank you. Întrebări, vă rog. Questions? I have a question. Eu am o întrebare, dacă aveți date despre păstrarea proprietăților importante biotehnologice. Da, deci vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, anterior au fost efectuate cercetări în privința păstrării cantității de biomasă, dar asta a fost efectuat numai la martor, dar în prealabil, înainte de a utiliza aceste substanțe pentru leofilizare, am obținut un efect pozitiv la majorarea biomasei tulpinii studiate prin adăugarea în cantitate de supliment a acestor extracte în mediul de cultivare. Da, puteți să spuneți ceva despre proprietăți importante biotehnologice, dacă ele se mențin peste un an de păstrare? Deci, aceasta noi încă n-am efectuat, dar peste un an, doi, anume după 5 ani de păstrare, ar fi mai bine de a cultiva aceste tulpini, adică, într-adevăr, ca să fie demonstrat că după o păstrare îndelungată s-au menținut toți parametrii. Merci. Thank you. Da. Mulțumesc pentru atenție. Other questions? I don't see any. Our next speaker is Doina Ratai. And she will speak about influența extractului monoproteic din liburile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec. Please, start your presentation. Bună ziua! Din careva motive tehnice, rotar 2 în ceva s-a blocat calculatorul și o să încerc eu să prezint prezentarea domnișoarei Doina Rotar, dacă îmi permiteți. Poftim, poftim, sigur. Se vede? Se pornește, da. Așa e bine? Trebuie de pornit prezentarea, se vede totul. Bună ziua! Mulți stimați președinte! Așa e ok? Da, da. Permiteți-mi să prezint articolul cu tema influența extractului manoproteic din liburile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec. După cum știm, răspândirea pe scară largă a însămânțărilor artificiale se datorește în cea mai mare măsură posibilităților de diluare și conservarea sperei.
Astfel, înțămânțarea femeilor nu se face numai cu spermă diluată și conservată. Conservarea spermii prin refrigerare se realizează la temperatură de plus 2 plus 4 grade Celsius. Prin această metodă, spermatozoizii de regulă își mențin puterea fecundantă timp de 24-48 de ore. Cercetările experimentale au fost efectuate în laboratorul de biotehnologie în reproducție și transfer de embrioni din cadrul Institutului Științific Practic de Biotehnologie, Zootehnie și Medicină Veterinară. Ca material biologic au fost folosiți berbeci din rasa caracol tip moldovenesc. Obiectul de cercetare a fost sperma de berbec recoltată prin metoda vaginii artificiale. Cercetările material seminal s-au efectuat prin metoda macroscopică și microscopică. Prin metoda macroscopică a fost analizat volumul, iar prin metoda macroscopică, microscopică, cu ajutorul programului computerizat CEROS, am determinat mobilitatea, procentul de spermatozoizi cu mișcări rectilinii, numărul spermatozoizilor cu anomalii și viteza de înaintare a spermatozoizilor, care este viteza medie, viteza în linie dreaptă și viteza curvo-lineară. În tabelul 1 avem rezultatele indicilor de mobilitate spermatozoizilor de berbeci inițial și după 120 ore de păstrare pe diferite medii de protecție la temperatură de plus 2 plus 4 grade Celsius. Astfel observăm că după diluare, mobilitatea spermatozoizilor în mediul protector macro ajunge de 81,3%, iar numărul spermatozoizilor cu mișcări rectilinii fiind de 39,3%. În grupa experimentală, după diluare, observăm că mobilitatea spermatozoizilor este de 91,8%, iar numărul spermatozoizilor cu mișcări rectilinii fiind de 51,8%. După perioada de stocare de 120 de ore, observăm că în lotul martor avem mobilitatea spermatozoizilor de 52%, iar în lotul experimental, mobilitatea spermatozoizilor, în dependență de concentrația folosită preparatului manoproteic, avem 66,3%, 68%, iar numărul spermatozoizilor cu mișcări rectilinii fiind în interval de 18,5-25,3%. În tabelul 2 avem numărul spermatozoizilor de berbeci cu anomalii inițial și după 120 de ore de păstrare pe diferite medii de protecție la temperatură de plus 2 plus 4 grade Celsius. Astfel observăm că numărul spermatozoizilor cu anomalii în mediul experimental este mai mic decât în mediul martor. Astfel, după perioada de stocare de 120 de ore, observăm că în concentrație de 0,8% a preparatului mamoproteic, spermatozoizi cu anomalii avem 16,8%, un indice ce se încadrează în limitele standardului. În tabelul 3 avem viteza medie de înaintare a spermatozoizilor inițial și după 120 de ore de păstrare pe diferite medii de protecție la temperatură de plus 2 plus 4 grade Celsius. Astfel observăm că în mediul protector martor, viteza medie de înaintare la 120 ore de stocare are o diminuare de la 132,9 până la 73,1, iar în grupa experimentală, în concentrație de 0,8% a preparatului manoproteic, viteza medie de înaintare ajunge la 80,3 după perioada de 120 ore de stocare. În tabelul 4 avem viteza medie în linie dreaptă a spermatozoizilor inițial și după 120 ore de păstrare pe diferite medii de protecție la temperatură de plus 2 plus 4 grade Celsius. Astfel, observăm că includerea în componența mediului de protecție a preparatului manoproteic permite menținerea vitezei medii în linie dreaptă după 120 ore de stocare la plus 2 plus 4 grade Celsius, la un nivel de 3,3-17,5% mai înalt comparativ cu grupa de referință în funcție de concentrația folosită a preparatului manoproteic. În tabelul 5 avem viteza curboliniară a spermatozoizilor inițial și după 120 ore de păstrare pe diferite medii de protecție la plus 2 plus 4 grade Celsius. Astfel,
Analizând tabelul 5, putem spune că suplinirea mediului de protecție destinat conservării materialului seminal de berbec, preparat manoproteic în concentrație de 0,6%, 0,8%, influențează pozitiv atât viteza medie, viteza de mișcare în linie dreaptă și nu afectează viteza curboliniară a spermatozoizilor pe durata stocării materialului seminal. Stimați membri, permiteți-mi să nu dau citire concluziilor și vă mulțumesc pentru atenție. Cam atât a fost în ceea ce a fost prezentat tema tezei domnișoarei Doina Rotar. Dacă sunt întrebări, aș putea să răspund la întrebările pe care au apărut pe parcursul prezentării. Yes, please, questions. I don't see any. So our next speaker is Elena Civataru. And the topic is influenza biopreparatelor cianobacteriene asupra spermatogenezei la vire. Așa, eu sunt Elena Civataru. Bună ziua la toți. O să încerc să vă prezint raportul meu pe tema dată. Și îmi confirmați dacă bună se vede. Dați-mi voie să prezint raportul. Se vede mai întâi de toate? Se vede, se vede. Bine, o să deconectez camera, pentru că un pic la noi este de reglare de sursă de internet și îmi cer scuze. Pe tema influența biopreparatelor cianobacteriene asupra spermatogenezei la vier. Reproducția animalelor prezintă numeroase aspecte biologice, tehnologice și economice, care influențează direct nivelul cantitativ și calitativ al producției animaliere, ceea ce evidențiază interdependența dintre producție și reproducție în zootehnia modernă. Progresul tehnico-științific remarcabil care s-a înregistrat în cadrul științelor biologice, implicit acelor zootehnice, a influențat puternic tehnicile și metodele de reproducție pe linia aplicării eficiente a rezultatelor cercetărilor științifice. Cauzele principale care duc la degradarea calității spermei sunt întreținerea neconformă a animalelor și calitatea furajelor pentru masculii reproducători. Reieșind din această ipoteză, măsurile primordiale necesare pentru obținerea materialului seminal de calitate sunt întreținerea și alimentarea animalelor conform standardelor. Material și metode. Pentru stimularea spermatogenezei la vier în perioada critică a anului cu temperaturi caniculare, au fost testate preparatele biologic active complexe obținute la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie din Spirulina Platensis, Zoobior 1+, și Zoobior 2+. Vierilor reproducători din lotul martor li s-a administrat rația de bază de nutrienți combinat, iar celor din loturile experimentale 1 și 2 li s-a administrat suplimentar preparatele Zoobior 1+, și respectiv Zoobior 2+, a câte 15 grame cap zi pe o perioadă de 50 zile. Materialul spermatic a fost recoltat la începutul și sfârșitul experimentului. În ejaculatele recoltate s-a apreciat volumul materialului spermatic, concentrația spermatozoizilor în ejaculat, mobilitatea lor și viteza de înaintare a spermatozoizilor, VAP, viteza medie, VSL, viteza în linie dreaptă, VCL, viteza curboliniară, folosind metoda computerizată CEROS. Rezultate și discuții. Inițial a fost evaluată influența suplinirii rației furajere de bază cu biopreparatele cianobacteriene asupra volumului ejaculatelor obținute de la masculii reproducători. În rezultat, s-a stabilit că la suplinirea rațiilor de bază a vierilor reproducători cu preparatele Zoobior 1+, și Zoobior 2+, volumul ejaculatelor la sfârșitul experimentului în loturile experimentale 1 și 2 atinge valori de 209 ml și 161,8 ml
ce este cu 37,1% și respectiv 6,1% mai mare comparativ cu martorul, unde acest indice a înregistrat o valoare de 152 ml. După cum a fost menționat, spermatogeneza este influențată de o serie de factori, unul dintre cei mai importanți fiind alimentația. Hrănirea masculilor cu rațe echilibrate duce la obținerea unei sperme de calitate superioară, concentrația spermatozoizilor fiind un indice important al spermogramei, care caracterizează capacitatea fecundantă a materialului spermatic. Este mult mai influențată de administrarea rațelor furajere calitative cu conținut echilibrat de substanțe biologic active. Din figura dată este ratat că în lotul 1 experimental și lotul 2 experimental, concentrația spermatozoizilor în ejaculat în funcție de rația furajere administrată a fost de 0,37 miliarde mililitru și 0,34 miliarde mililitru, comparativ cu lotul martor, unde acest indice a fost de 0,28 miliarde pe mililitru. Mobilitatea reprezintă una din caracteristicile principale ale spermatozoizilor, prin care acestea se deosebesc de celelalte celule ale organismului animal și prezintă un indice indispensabil al viabilității lor. Astfel, următorul parametru studiat a fost mobilitatea spermatozoizilor în ejaculat, ejaculatele reproducătorilor furajați cu diferite rații. Din graficul prezentat este ratat că în lotul 1 experimental, mobilitatea spermatozoizilor în ejaculat în funcție de rația furajeră administrată a fost de 78,3% față de lotul 1 experimental, unde mobilitatea spermatozoizilor în ejaculat a fost de 74%, comparativ cu lotul martor, unde indicele mobilității a fost de 73,3%. În aprecierea calității spermei, se ține cont atât de mobilitate cât și de viteza de înaintare a spermatozoizilor, determinată prin programe computerizate specializate. Analiza spermei asistată de calculator este o metodă modernă și mult mai eficientă decât metodele convenționale de analiză a calității spermei și a devenit utilă prin capacitatea sa mult mai rapidă de prelucrare a datelor. Oportunitatea stocărilor în volum enorm și posibilitatea evaluării concomitente a mai multor indici, cum ar fi viteza medie VAP, viteza în linie de dreaptă VSL și viteza curboliniară VCL a spermatozoizilor. Parametrii VSL, care indică viteza de mișcare în linie dreaptă a spermatozoizilor, a fost maximală în lotul experimental 2, unde acest indice a fost de 49,0 milimicron pe secundă, în scădere până la 37,8 milimicron pe secundă, în lotul experimental 1 și 34,1 milimicron pe secundă în lotul martor. Parametrii VCL, care determină distanța totală traversată de capul spermatozoidului într-o perioadă de timp, de asemenea au avut valori maximale în ejaculatele preelevate de la animale din lotul experimental 2, 143,3 milimicron pe secundă cu diminuare până la 133,9 milimicron pe secundă în lotul martor și 113,8 milimicron pe secundă în lotul experimental 1. Astfel, putem menționa influența pozitivă a biopreparatelor cianobacteriene complexe asupra mobilității și vitezei de mișcare a spermatozoizilor de vier. Concluzii. Preparatele cianobacteriene Zoobior 1 și Zoobior 2 Plus influențează pozitiv volumul ejaculatelor, indicii mobilității, concentrației și viteza de înaintare a spermatozoizilor, materialul seminal și posedă potențial enorm de utilizare în zootehnie în calitate de supliment biologic activ pentru stimularea spermatogenezei la vier. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim! Cam asta a fost ce am avut să vă expun în rezultatele mele experimentale. Vă mulțumesc! Thank you. Questions, please. Ia o întrebare. În multe cazuri, la începutul experimentului, în variantele cu loturi experimentale, aveți parametri mai scăzute decât în martor.
cu ce puteți, cum puteți să explicați fenomenul interesant? Probabil din mod, vă mulțumesc, da. Probabil din motivul calculării automate la calculator. Am observat și noi acești indeci, dar calculatorul CEROS care reprezintă sau calculează aceste date, asta a fost. Urmează să studiem în continuare. E interesant, parcă sunt efecte toxice de la bun început, care cumva devin pozitive la sfârșitul. Bine, mersi. Thank you very much. Any more questions? Our next speaker is Inna Rastimeshina, and she will speak about screening of low density LDPE degrading fungi. Please share your screen. Нет. Инна, включаешь ты или включить мне? We see just a blank screen, blank white. Dear colleagues, my name is Inna Rastimeshina and I would like to present you a report named Screening of Low Density Polyethylene Degrading Fungi. This work has been realized with the support of the state program project Microbial Tools for Degradation of Non-Recyclable Plastic Waste. Polyethylene, the most common plastic, is very difficult to degrade in the environment. The natural degradation of low-density polyethylene, LDPE, depends on polymer properties and a number of various environmental factors, including temperature, humidity, moisture content, pH, or energy. In the process of biodegradation, microorganisms influence the destruction of synthetic polymer by secreting extracellular enzymes and free radicals able to cleave polymer into oligomer, dimers, and monomers. One of the most reliable approaches to achieve polyethylene degradation is selection of microorganisms using the polymer as a sole carbon source. Our goal was to evaluate the capacity of mycelial fungi to grow and degrade low-density polyethylene. The microorganisms isolated previously in the laboratory of soil microbiology and stored in the National Collection of Non-Pathogenic Microorganisms were selected according to their capacity to grow and degrade LDPE. Equal size squares of LDPE fumes were cut with and sterilized with alcohol and UV rays. From the collection of fungi, 19 strains were selected. 7 members of the genus Penicillium, 8 members of the genus Aspergillus, 2 members of the genus Fusarium and Rhizophusarius and Cladosporium cladosporoides. For submerged cultivation, the mineral salt medium was selected and glucose was added to the medium as a growth inducer. And also the ability of fungi to grow in the presence of LDPE was studied on solid medium, Chiatica Gal, with glucose.
The amount of microbial biomass and LDP destruction was determined by the gravimetric method. The surface of films were examined under an optical microscope. The micrometers that most effectively produced biomass in the presence of polyethylene were determined. Aspergillus flavus, penicillium vermiculatum, penicillium viruposum, and fusarium salani and fusarium bosum. The rate of LDP destruction in general was insignificant. The optical microscopy showed the immobilization of microorganisms on the surface of the plastic films and traces of damage on the surface of polyethylene from the contact with microbial cells. The average grade of the LDP destruction caused by members of genus Aspergillus was 0.7%. The direct contact between microbial cells and surface of polyethylene films increased the rate of biodegradation up to 1% for Aspergillus aleatum and 1.4% for Aspergillus ventin. Surface cultivation of penicillium SPP-Vis polyethylene enhances the biodegradation of LDP up to 5% on the average. Penicillium chlorophyll was noted as the most active destructor. The dry waste of LDP decreased by 6%. Visual observations and optical microscopy revealed the active growth of microorganisms on the surface and beneath the polyethylene film. Thus, screening of fungal strains for the ability to degrade polyethylene has shown that all of the tested species more or less are able to grow on the LDP surface and be used as carbon source. Of the two genera of tested fungi, the Penicillium spp more actively degraded LDP. Direct contact between microbial cells and polyethylene during surface cultivation of fungi enhanced the biodegradation of LDP up to 6%. Thank you for your attention. Lemultonis and Latinsi. Thank you. Please. Questions? I see no questions. Thank you, Ina, for the presentation. And we have 8 minutes left till the break. Probably we can start the break a little bit earlier. And everybody is welcome back by in a little bit more than 30 minutes. At 1:30, please be back. Thank you very much for the attention and for the participation. We're looking forward to seeing you in less than 40 minutes. Thank you. Thank you.
Я прошу прощения, Сергей, есть голос? Да. Да. Uh-huh. Everything is fine. Я имею... Нет, Инна, там нет встроенного голоса. Там есть. Там был встроенный голос в этой презентации. Смотрите, там не запускается, да? We cannot hear anything from the presentation. Сейчас, секундочку. Секундочку. Сделать громче. Сергей, не слышно? Сергей, не слышно? Если можно, громкость побольше. Активизм кадру лабораторной микробиологии солода. Астес ажгресиво презент результаты лечо 4 лод мастри привин скринингу медилор де культивари пентру биодеградаря полиэтилени при денситате жоасу де кетри пеницин вирхосм ченеме FDDV. Полиэтилена, чел май фрегвент утилизат пластик, это винит усурса мажора де поваря медиумы, деваря чистен материал синтетик рекалчитран, inert și foarte greu de degradat în mediu. Metodele tradiționale de eliminare a deșeurilor din plastic sunt reciclarea, incinerarea și depozitarea, dar ele sunt costisitoare și creează adesea noi poluanți. În comparație cu alte metode, biodegradarea prezintă avantajul, deoarece este mai ieftină și nepoluantă. Biodegradarea implică utilizarea diferitor specii de bacterii și ciuperci sau comunități microbiene izolate din diferite habitate, terestre sau acvatice, care sunt capabile să modifice și să consume polimeri plastici ca sursă de carbon și energie. Pentru screeningul microorganismelor capabile să degradeze polietilena, în literatură de specialitate au fost raportate mai multe medii minerale. Reieșind din cercetările prezentate de colega mea mai devreme, tulpina penicillium verrucosum a manifestat proprietăți de potențial destructor al polietilenei. Iată de ce scopul cercetării noastre a fost selectarea mediului mineral optimal pentru degradarea polietilenei de către penicillium verrucosum. Pentru a realiza scopul, noi am selectat 5 medii minerale care se deosebeau între ele după conținutul sărurilor minerale și după raportul azot-fosfor. Pentru fiecare mediu erau prevăzute câte două variante experimentale cu și fără polietilen. După 40 zile de cultivare submersă au fost determinați următorii parametri: activitatea catalazei și pH-ul lichidului cultural, cantitatea de biomasă acumulată, masa și procentul degradării polietilenei și vizionarea la microscop a peliculei de polietilen.
Astfel au fost observat că pe toate mediile, cu excepție mediului 4, activitatea catalazei era mai crescută în prezența polietilenei, iar pe mediul 4, testul la cataloază a fost negativ în ambele variante experimentale. Valoarea indicelui pH în prezența LDPE a crescut cu 0,1 unități pe toate mediile, cu excepție mediului 5, unde pH-ul a scăzut cu 0,2 unități. A fost stabilit că pe mediile cu adaos de polietilen are loc stimularea acumulării de biomasă cu 19 până la 93%. Cel mai activ, biomasa a crescut pe mediul 2 cu 92% și mediul 4 cu 93%. Excepția a fost mediul 3 cu polietilenă. Aici turbina a acumulat practic 30% mai puțină biomasă decât pe mediul fără polietilenă. În ceea ce privește degradarea plasticului, pe mediile 3, 4 și 5, procentul degradării e constituit de la 0,41 la 0,49%, pe mediul 1, 0,56%, pe mediul 2, 0,92%. A fost observat că procentul degradării nu corelează întotdeauna cu creșterea producției de biomasă. Studierea plasticului la microscopul optic a relevat atât imobilizarea microorganismului, cât și urme de deteriorare pe suprafața polietilenei în urma contactului cu celulele fungice. Astfel, în condițiile experimentului dat, din 5 medii testate, a fost selectat mediul 2, unde raportul de azot-fosfor era de 1 la 1, acest mediu fiind cel mai optimal pentru a stimula biodegradarea peliculei de polietilenă de către tulpina Penicillium verrucosum. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim și noi, thank you! Is all the present to answer the questions? Probably not. There is some noise coming from the from one of the computers. Valentina, please disconnect your microphone. Valentina Jasan. Yes, the noise was coming from that computer. If there are no opportunities for questions, we go to the next report. I want to invite Maxim Bursa to speak on the presence of actinobacteria in the aquatic ecosystems of the La Izvor Lake system in the Chișinău city. Da. O clipă am să conectez prezentarea. Cer scuze, se vede? Sau... Da, Max, se vede, începe prezentarea. Stimați participanți ai simpozionului, permiteți-mi să vă prezint raportul la tema biodiversitatea reprezentanților din clasa actinobacteria în mediul acvatic al sistemului de lacuri la izvor. Scopul oricărei colecții de microorganisme este pașaportizarea și depunarea tulpinilor noi de microorganisme pentru majorarea biodiversității. În colecția națională de microorganisme nepatogene al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, scopul colaboratorilor sectorului de actinobacterii a fost suplinirea colecției cu tulpini din mediul acvatic al lacului la izvor. Din diferite locații al acestui sistem de iaduri au fost colectate probe din biofilm, stratul de apă și nămol.
Примеріюла горизат селектив комплекс ДСР ресурси де карбон чи антибіотичі. А культивал ангелуція зечела мінус уну, зечела мінус атрея. În calitate de studiu au fost luate 8 genuri de actinobacterii ce prezintă interes în diverse domenii. Și câteva cuvinte despre fiecare gen în parte. Actinomadura este unul dintre cele 4 genuri de actinobacterii aparținând familiei Thermomonosporaceae. Conține actinobacterii aerobe, gram pozitiv, nerezistente la acid, mobile, chimioorganotrofe și chimiolitotrofe. Maxim, da? Eu te scuze, nu uitați da. Despre slide-urile. Schimbă-le. Păi, eu sunt la Actinomadura, dar ce, se vede alt slide? Nu, se vede primul slide și atât. Ce scuze, am urs și încerc. Se vede? Da. Am urs. Aha. Nu știu care situație. Deci, în prezent, genul include 37 de specii. Produc proteine, acizi, precum antibiotice și enzime. Actinoplanus. Membrii genului Actinoplanus produc compuși valenamenici importanți din punct de vedere farmaceutic. Repetă un precursor al medicamentului antidiabetic acarboză, al antibioticului valenamenici. Precum și teicoplanină și ramoplanină. Genul Franke. Este un gen de bacterii fixatoare de azot care viețuiește în simbioză cu plantele actinolizice, sunt filamentoase și transformă azotul atmosferic în amoniac folosind enzima nitrogenază. Bacteriile pot furniza majoritatea sau toate cerințele de azot ale plantei gazdă. Geodermatophilus. Un membru al familiei Geodermatophilaceae, ordinul Actinomycetalis, conține bacterii izolate în principiu din sol, apă de mare și suprafețe de focă. Membrii genului Geodermatophilus s-au dovedit a fi neobișnuit de rezistență la stresul oxidativ. Micromonospora. Este un gen de bacterii din familia Micromonosporaceae, sunt gram pozitiv, formează spori, de obicei sunt aerobi și formează micelul ramificat. Se găsesc în sol și apă ca forme saprotrofe. Reprezintă surse de antibiotice aminoglicozidice, cum ar fi gentamicina. Genul Nocardia. Este un gen de bacterii sub formă de tijă, gram pozitiv, catalazopozitiv, cu o pigmentație slabă. În total se numără 85 de specii. Unele specii sunt nepatogene, în timp ce altele sunt responsabile de nocardioză. Speciile nocardie se găsesc bogate în materie organică. În plus, ele prezintă microflora cavității bucale, fiind găsite în gingiile sănătoase. Tulpinele cunoscute sunt producătoare de antibiotice și alte substanțe biologice bine. Rhodococcus. Majoritatea speciilor sunt benigne și este bine cunoscut că participă la distrugerea diferitor cuși organici, precum ar fi combustibilii fosili. Și genul Streptomyces este cunoscut ca fiind cel mai mare gen de actinobacterii și genul tip al familiei Streptomycetaceae. Au fost descrise 500 de specii și circa 2-3 sunt producători de circa 2-3 de antibiotice. Și în urma efectuării izolării au fost obținute următoarele date. Pentru prima dată, reprezentanții au genuri din clasa Actinobacteria, în număr de 70 de tulpini noi, au fost extrase din profil, stratul de apă și din nămol al complexului de lacuri la izbor. 9 tulpini din biofil. Aici domină reprezentanții genului Streptomyces. Reprezentanții genurilor Actinomadura și Rhodococcus sunt absenți. În stratul de apă, unde au fost găsite 25 de tulpini de actinobacterii, domină genul Streptomyces.
mai mult de o treime din reprezentanți. Cei mai puțini reprezentanți le are genul Franche, doar o singură specie. Altele genuri sunt reprezentate de două tulpini. Cele mai multe tulpini, în număr de 36, au fost izolate din probe din numărul celor mai multe genuri este aproximativ același, 5-6 tulpini, cu excepția genurilor Franche și Nocardia, doar câte două tulpini. Cercetările viitoare vor face posibilă depistarea tulpinilor din izolate apoase care prezintă un interes deosebit ca producători activ de substanțe biologic active, cum ar fi, de exemplu, enzime sau substanțe cu proprietăți antimicrobiene. Cercetarea a fost efectuată în baza proiectului lansat de către ANCD. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Time for the questions. I see no questions. Thank you very much. Our next speaker is Alina Baishtian. And the topic is grape pomace as a filler in wine vinegar fermentation. Bună ziua tuturor! Domnul Oleg, eu apelez de ajutor dumneavoastră să deschideți prezentarea mea cu vocea. Am înțeles imediat. Păcate nu sunt. Este încet. Mai tare, vă rog. Păi maximal. So or shock. When alcoholic fermentation occurs and later during acidification, many other compounds are produced. The pink mostly on the natural of the material fermented and some of the finds their way into vinegar. In the Republic of Moldova, the quality of wine vinegar is regulated by two normative documents. Government decisions and the Moldavian standard. The specific parameters such as total acidity and residual alcohol. Acetic acid bacteria or AAB
belong to the family Acetobacter, which includes several genera and species. Domnule Codisba. Leg, deconectează căștile și pune înapoi prezentare, că așa o să meargă. Deconectați căștile de la ambele laptopuri. Characteristics of some Acetobacteria are presented in all the file. Dominant factors of the development of Acetobacteria in the fermentation process is number of microorganisms, temperature, oxygen, pH, alcohol content, tannin, and other. The three methods used for the production of vinegars, the Orange method, also known as the slow method, the generation or quick method, and submerged fermentation method. In the study was at least the generation of Germany method used a generator, which is an upright tank filled with grape pomace, and fitted with a device which allows the wine to trickle down through the pomace in which the acetic acid bacteria are living. Many scientists use the following in their research cellular immobilization materials such as corn cobs, sugarcane baggies, sliced loafa sponge, bushing and other, but many of them are not specific to our country and therefore in this work we used local resources. Muscat grape pomace was provided for research by the Jaugur Winery from Chimishlia district, and also the slide shows the Australian physicochemical parameters of wine and vinegar used in the work. Research search was determination of the amount of AAV in the starter vinegar, determination of the amount of AAV in the vinegar after using, monitoring of total tetragonal acidity, pH, mix and density value, determination of residual alcohol and color parameters of the vinegar of stainless, determination of NEC and IC of the vinegar spectrophotometer, determination of the microbial properties of the vinegar abstained. Chronological scheme for abstaining white wine vinegar, which they used of pomace, consists of the following stage. Grape pomace was drying in the oven at temperature 24 degrees, about 6 days to water activity parameters 0.294. After it was combined with dry vinegar in a ratio of 1 to 3 for 48 hours for the plantation of acetic acid bacteria. After aging, the used vinegar was drained and white wine was added with an alcohol content of no more than 10% in a ratio of 1 to 4. Acetic acid fermentation processed under aerobic conditions for a month, after which the vinegar was filtered from the grape pomace. The pH and total acidity values obtained during 30 days are represented in graphs on the slide and show the evolution of the increase of acidity and at the same time the decrease of the pH value, which denote the correctness of the acetic fermentation process. And you can also notice that the sample without grape pomace did not reach the minimum acidity value for vinegar even after 30 days of fermentation. The value of the sample was only 3.8 tenths
which is half the norm. There is a sample, there is grape pomage, reached this valley on the 22nd day. As can be seen from the diagram presented, grape pomage significantly affects the density of vinegar. It is assumed that this is due to extraction of polysaccharide complexes and phenolic substances contained in them. They also affect the chromatic indicators, as can be seen the parameter of the C-lab color space of the sample with grape pomage along the L, A and B axis, slightly different from the sample without pomage. Spectrophotocolorimetric indicators indicate that there was a 12-fold decrease in shade of color, in the color intensity increase only 3-fold. Chemical indicators of the obtained vinegar were compared with the parameters specific in the Moldavian standard. As can be seen from the date presented in the table, the vinegar obtained during fermentation on grape pomage fully complies with the standard. A sample of vinegar obtained without grape pomage still requires approximately the same fermentation time to achieve the same parameters. And at the end of the study, the microbial properties of the result vinegar were studied. The antagonist activity of the selected bacteria was studied by the Godet method, but the diameter of the lysis areas of the cells was determination according to the gradient of Birger. The result of the research on the antagonistic activity of the studies vinegars are presented on the slide. The vinegar obtained demonstrated the increased antimicrobial potential by Godel method and filter paper test. The retention area of growth of the spallage microbial is more than 1 cm. Based on the results obtained during the study, we can conclude that the use of pomage has a positive effect on the rate of fermentation, and thereby reduce the time of receipt of the wine vinegar. This is due to an increase in the contact area of the product with acetic acid bacteria settled on the surface of the pomage, as well as the presence of essential nutrients from the pomage for the normal functions of acetic acid bacteria. But there were also noticed disadvantages of using grape pomage as a substrate. In the early days of acetic fermentation, signs of alcoholic fermentation were also observed, presumably due to the activation of yeast from the surface of the pomage. Also, the samples with pomage were very turbid, which required additional filtration operations. Thank you for your attention. Vă mulțumim. Thank you. Please share your questions. I see no questions. Thank you. Thank you. So let's go to the next reporter, Alina Beștean. Evaluation of the color as a characterization parameter of honey from Tunisia, Romania, and Moldova. No? Din păcate, n-am reușit. Okay, so the report is not ready. Then let me invite
Livio Cadriano with his report on the assessment of copper, iron, zinc and nickel tolerance combined with Nostoc Linkia biomass production. Tolerance combined with production. Okay. Your floor. The floor is yours. We cannot hear you and we do not see your presentation. Liga, nu te auzim și nu vedem prezentarea. Nu te auzim. Nu te auzim. Nu te auzim. Ceva nu lucrează. Nu se aude. Dacă este înregistrarea, probabil că ar fi bine să fie pornită. Nu se aude nimic. Sorry, your microphone does not work. Coleg, este prezentarea. Alex, spune dacă este prezentarea sau nu, sau să mergem mai departe. Levi, cu părere de rău, nu s-aude absolut nimic. Олег? All right. Then we will go to the next speaker. Our next speaker is Anna Moldovan. And the report is on influenza похашевой медиевой нутритив асупра крещениши дезволтерии тулпини дефунч Bavaria Bassiana, probably. Сергей. Да? У вас старый, вот, старая программа, нету, в Молдовану она не входит в программу. Угу, понятно. Okay, I will take the hold. Жасан Валентина, the assessment of phytotoxicity of soil polluted with organochlorine pesticides. Please start your presentation. Bună ziua! Такой презентация.
здесь? Я не знаю. Ну, я скрипт. Вот, набирайте. Спросите меня. Se vede prezentarea? Da. Bună ziua la toți, mă numesc Valentina Josan, activez în... Sauzi cam rău. Valentina, poate închizi sunetul din prezentare și prezinți fizic. Deci, raportul meu poartă denumirea evaluarea fitotoxicității solului poluat cu pesticide organoclorurate. Cunoaștem că în țara noastră, la etapa actuală, se specifică un număr foarte mare de terenuri contaminate cu pesticide, fapt ce duc la efecte nedorite asupra plantelor cultivate pe suprafețele date. Plantele de cultură acumulează cantitate de elemente chimice din sol și odată ce acest sol este infectat, dezvoltarea lor morfofiziologică este schimbată. Acest aspect nefast al agriculturii din zilele noastre putem să-l vedem din imaginile date. A fost ales un teren cu un conținut înalt de poluanți organici persistenți, situat lângă satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni. Valentina, tu nu schimbi slide-urile, noi nu le vedem. Noi vedem primul slide. Nu-i trecut în slideshow. Păi la mine e de singură, se schimbă. Așa, că... da, schimbă-le cu mâna. Acum dumneavoastră vedeți prima pagină, da? Nu, a treia acum. A treia. Aha. Da, eu la treia și eram. Păi acum, da. În imaginile date vedem terenul de unde a fost colectat solul infectat și jos în a doua imagine avem cele trei loturi de pământ. În tabel dat avem indicat câțiva compuși chimici, nivelul de contaminare și rezultatele obținute de colegii de la Institutul de Chimie cu care colaborăm în cadrul proiectului de stat. Reieșind din cele expuse mai sus, ne-am propus ca scopul acestei lucrări să evaluarea fitotoxicității solului poluat cu pesticide pentru semințele plantelor care sunt folosite în procedeile de fitoremediere, ovăz și dovleceu. A fost deci folosită metoda fitoremedierii solului, care se bazează pe fitoextracție, absorpție și acumularea contaminanților periculoși și sau fitostimulare, când se creează un habitat și se dezvoltă unele microorganisme destructori. Ca obiect de studiu în... Может быть, попросить Олега запустить заново с автозвуком и все. С интеллектом для вас, но... Ну, арат... Презентария, как дерулиаза, да? Попросить.
Acum deloc nu arată. Să pornesc de aici? Da, vă rog, dacă se poate. Tu trebuie să închizi prezentarea ta, fiindcă nu-mi dă voie să iei. Bine. Anulează-o pe a ta. Am închis-o. Deci să încep de la început sau continuu unde am rămas? Probabil mai bine de continuat. Da, vă rog la al patrulea slide. Cum am a cincilea. Deci, după cum am spus, avem aici prezentat nivelul, așa, și scopul a fost deja numit și am utilizat metoda fitoremedierii bazată pe fitoextracție și... Valentina, nu dubla, merge filmul. Dar eu nu dublez, nu fac nimica. Ceea ce v-am trimis eu dumneavoastră are și voce. Probabil din cauza aceasta eu nu aud vocea acum. Nici noi nu auzim vocea. Олег, вочи, ну, есть. Так, Ватик, имей бине фара вочи, ворбески, удержащи. Да, но он дублирует. Ну, ай, ну, аудим вочи, Олег, дела презентаре. Пай, ворбески, ел. Ай, ворбешки. Как ей сказать, что она болит? Валентина, ходи, раз дерулезешь и ворбешь, кто такой на узыск? Я ауд, видео, вышел ауд. Бини, вы роб пунец на слайду шасси. Deci am povestit Deci, ca obiect de studiu în cercetare au servit 5 probe de sol prelevate din 3 locații a lotului cu un conținut înalt de poluarți organici persistenți. Pentru evaluarea gradului de fitotoxicitate a solului am utilizat metoda plăcilor de sol cu aplicațiile semințelor de ovăz și a semințelor de dovlecel. Gradul toxicității a solului a fost determinat după diferența în lungimea germenilor între variantele experimentare și marturul folosit. Um,
ca rezultate, în graficul 3 și 4 avem reprezentate rezultatele primite cu semințele de ovăz. A fost stabilit că solul poluat este toxic pentru semințele de ovăz. Gradul de toxicitate a solului a constituit 97 și 95%, în varianta 2 și în varianta 3 de 67 și 43%. Solul de referință nu a fost toxic pentru semințele testate. La fel pentru semințele de dovlecel a fost similare rezultatele, tot în varianta 2 și 3 a fost cel mai ridicat grad de toxicitate, de 98 și 42% și de 71% respectiv. Pe lângă aceasta, am vrut să menționez că a fost observat sub influența dialogantă a toxicanților, are loc o restructurare cenozei microbiotei a solului. Și cea mai săracă în microfloră era proba de sol 2, numărul mic al bacteriilor ce asimilează azotul și lipsa actinomicetilor a fost. Proba de sol colectată de pe locația 1 a avut cel mai mare număr de microorganisme în toate grupele testate, ceea ce poate vorbi despre derularea proceselor de bioremediere naturală a solului. Inocularea suspenziei de sol colectată de pe locația 3 a lotului a relevat o populație mai mare a bacteriilor care asimilează azotul. Totuși, micromicetile și reprezentanții genului Azotobacter a rămas foarte mic. La fel, nici actinomicete nu au fost observate. Și în concluzie, pot spune că cel mai mic grad de fitotoxicitate de 48, 51 și 26% a fost observat la varianta 1, care poate fi datorat scăderii rezidurilor de pesticide în sol în urma activității microbiotei solului poluat. Iar cel mai mare grad de fitotoxicitate în interval de 97 și 95 și 98 și 42% la varianta 2, unde a fost înregistrată inhibarea puternică a creșterii plantulilor. Aceasta poate fi explicat prin acumularea în sol a cantităților mari de pesticide și totodată și a compușilor de sulf. Solul poluat cu pesticide este toxic pentru ambele semințe utilizate în experiență și acest sol care a fost colectat din trei locații a lotului au demonstrat sigur că și de un grad de fitotoxicitate diferit, ce respectiv și microbiota solului a fost diferită. Atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări. Vă mulțumim. Thank you. Livio, are you ready to speak? Yes. Livio Codriano, the assessment of copper, iron, zinc and nickel tolerance combined with Nasta Clinker biomass production. Please. Could you share your screen? Yes. Because we don't see anything right now. Așa, să pot... Se vede prezentarea? Da. Este, da? Da, scoate de pornit slideshow. Aici trebuie, da. Vreau să vă prezint lucrarea The Assessment of Copper, Iron, Zinc and Nickel Tolerance combined with Nostoclinker Biomass Production. Poluarea cu metalii toxice este una dintre cele mai importante probleme ale zilelor noastre. Peste tot în lume, acest tip de contaminare reprezintă o amenințare majoră atât pentru ecosistemul în care trăim, cât și pentru sănătatea populației. Industria metalurgică, minieră, de fertilizatori și pesticide, de electroplatinare și electroliză produc și elimină în mediul înconjurător
reziduri ce conțin diferite metale toxice. Dintre metalele cu potențial toxic sporit, cu cea mai mare răspândire se enumără mercurul, cadmiul, plumbul și cromul. Alte metale precum cuprul, cobaltul, nichelul și zincul prezintă potențial toxic scăzut, dar utilizarea excesivă a acestor metale a dus la o sporire a atenției în direcția protejării mediului față de acestea. Printre metodele convenționale de tratare și epurare a apelor uzate și poluate cu metale se numără tehnici membranare, osmoză inversă, electroforeza, microfiltrarea, precipitarea chimică, schimbul ionic, adsorpția pe cărbune activ. Aceste procese au efecte negative asupra mediului, dar și o eficiență scăzută în cazul concentrației crescute de metal toxic în mediu. O alternativă de perspectivă este bioremedierea. Tehnica se bazează pe utilizarea organismelor biologice în rezolvarea problemelor de mediu, de exemplu, purificarea apei sau a solului. Prin această strategie, poluanții pot fi reținuți parțial sau total, imobilizați sau transformați în specii mai puțin toxice. În timp ce alte metode convenționale chimice necesită instalații specifice și pot genera cantități mari de deșeuri toxice, de exemplu, formarea de precipitate sau adsorbanți uzați de natură, chimic greu biodegradabil, bioremedierea se poate aplica la locul contaminat folosind echipamente simple. În plus, deoarece aplicarea acestei strategii se poate face in situ, dezechilibrele și perturbațiile mediului unde se aplică sunt minime. Bioremedierea include procese de biosorpție, bioacumulare, bioreducere, biooxidare, solubilizare, microprecipitare și biolixiviere. Prezintă interes utilizarea agenților biologici care sunt ieftini, siguri, cu capacitatea naturală de a absorbi metale grele pentru remedierea mediului înconjurător. S-a demonstrat că multe tipuri de biomasă leagă în mod eficient metalele grele toxice din apele reziduale industriale și din mediu. Microorganismele pot fi implicate în absorbția metalelor grele prin utilizarea a două procese. Acumularea intracelulară prin biomasa vie și legarea extracelulară atât prin biomasa vie, cât și prin biomasa moarte. Legarea ionilor metalici de biomasă în studiu are loc prin mai multe mecanisme. Absorpție, schimbul de ioni, complexarea ionilor cu diferiți compuși organici din biomasă, atracție electrostatică, microprecipitarea. În dependență de tipul de biomasă, poate fi inclus oricare din mecanismele menționate independent ori în paralel. Toate mecanismele enumerate pot avea loc simultan, completându-se reciproc și asigurând eficiența procesului de acumulare a ionilor metalici din soluții. Nostoclinchia este o cianobacterie filamentoasă, ale cărei celule sunt acoperite de o matrice gelatinoasă, formată în principal din polizaharide. Polizaharidele peretelui celular joacă un rol crucial în procesele de legare și acumulare a metalelor grele. Acestea conțin în structura lor o serie de grupuri funcționale, cum ar fi grupul hidroxil, grupul fosforil, grupurile aminice, carboxil, sulfhidril, care conferă sarcină negativă suprafeței celulare. Deoarece ionii metalici din apă sunt în general sub formă cationică, aceștia sunt absorbiți pe suprafața celulei. Nostoclinchia, o specie de cianobacterie cu capacitate de fixare a azotului atmosferic, este produsă la nivel industrial de mai multe companii, în special pentru utilizare în calitate de biofertilizator. O altă utilizare a biomasei de nostoc este obținerea polizaharidilor cu valoare terapeutică, a pigmenților ficobilinici și a antioxidanților.
Din tehnologiile respective, rezultă o masă biologică cu potențial de utilizare în diferite domenii. De exemplu, pentru înlăturarea ionilor metalelor grele din mediul acvatic, în care acestea nimeresc din diferite surse, preferențial de natură antropică. Scopul acestui studiu a fost de a evalua toleranța nostocului la creșterea în diferite sisteme metalice în ceea ce privește producția de biomasă. În calitate de obiect de studiu a fost utilizată cianobacteria nostoclinica. Metalele au fost adăugate la mediul de cultură sub formă de seruri, în care concentrația metalului a fost de 2,5 mg pe litru cupru, 1,25 fier, 0,5 nichel și respectiv 0,5 mg pe litru zinc. Cantitatea de biomasă în cele patru sisteme cu cupru metalic, cuprum-fer, cuprum-fer-nichel, cuprum-fer-zinc și cuprum-fer-nichel-zinc a fost determinată spectrofotometric la sfârșitul ciclului de cultivare. Datele nu au arătat o scădere semnificativă a cantității de biomasă în cazul creșterii nostocului în sistemele metalice cu ion de cupru. În toate sistemele, biomasa cianobacteriană produsă în timpul ciclului de cultivare a fost de aproximativ 0,75 mg pe litru, ceea ce înseamnă o reducere de până la 10% comparativ cu markerul. Prin urmare, cianobacteria nostoclinchia a arătat o bună toleranță la creștere în toate variantele experimentului. În concluzie, nostoclinchia este o matrice potrivită pentru procesele de remediere care oferă un teren de competiție vast pentru cationii metalice. Datorită naturii sale biologice, nostocul eliberează o varietate de polizaharide din mediul de cultură în timpul creșterii. Aceste structuri sporesc toleranța nostocului pentru a depăși toxicitatea metalelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Now, time for the questions, please. I don't see questions. Thank you again. And our next speaker is Daria Narkevich. As far as I know, she is not present, but we can still benefit from her presentation from the record. Олег, could you please start the presentation? Good afternoon, my name is Daria Narkevich and I would like to present a paper about screening of glycol ether destructing microorganisms as an initial Good afternoon, my name is Daria Narkevich and I would like to present a paper about screening of glycol ether destructing microorganisms as an initial step in the development of a microbial preparation for solvent wastewater treatment.
ничего не было слышно, да, Сергей? Вначале что-то было, потом стали появляться помехи. Попробую еще раз. Я вот запустил. Пока ничего не запускается. Угу. Слышно? Нет, без звука. Звук был в начале. Первый раз, когда ты пробовал. Good afternoon. My name is Daria Narkevich, and I would like to share a paper about screening of glycol ether destructing microorganisms as an initial step in the development of a microbial preparation for solvent wastewater treatment. The work was carried out at the Institute of Microbiology of the National Academy of Science of Belarus in the Laboratory of Environmental Biotechnology under the supervision of PhD and head of the laboratory, A.M. Khlushin. Ethylene glycol ethers, especially 2-ethoxyethanol and 2-butoxyethanol, which you can see on the slide, have an amphiphilic structure with the hydrophilic part interacting with water and the lipophilic part interacting with organic solvents. Due to this characteristic, these ethers are widely used in industry as ingredients of paints, inks, jet fuels, and so on. The most promising method of cleaning aqueous solutions from these pollutants is their microbial utilizations. The aim of our work was screening of potential glycol ether degrading microorganisms. The strain was isolated from various natural sources, which also were added to the collection of the Laboratory of Environmental Biotechnology. We have shown the potential biodegradability of glycol ethers as 2-ethoxyethanol and 2-butoxyethanol in a various concentration. The strains, which are represented on the slide, were characterized by active growth on EAT medium at concentrations of 0.2, 1 and 2% of 2-butoxyethanol as a main source of carbon. Highest activity on EAT medium were shown by Rhodococcus verticillamensis D15 strain on all investigated concentrations of 2-ethoxyethanol and Rhodococcus rubra H20-04 strain, also on both concentrations of toxicant. Three more strains, which are represented on the slide, were characterized by average growth activity on EAT medium with 1% of 2-ethoxyethanol as a main source of carbon. The result obtained above suggests that this toxicant can be biodegraded by microorganisms of the genus Rhodococcus, and further studies will include the adaptation of selected microorganisms to higher concentration of toxicants. And it seems promising to consider these strains of microorganisms as a component of biopreparation for wastewater from glycol ethers. Thank you for your attention. Okay, we are thankful to the reporter. And it's time to invite Aurelia Stingach to tell us about local isolates of entomopathogenic baculovirus. Bună ziua, acuș. Direulis. Bună ziua. Bună ziua. Acuș. Se vede pe tot ecranul? Da.
Bună ziua, mă numesc Aurelia Stăingaci, activez în cadrul Instituției de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Permiteți-mi, vă rog, să vă prezint raportul cu denumirea izolate locale ale bacilovirusului entomopatogenic, un instrument specific, sigur și eficient pentru combaterea Chicantria cunea. Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului programului de stat, biotehnologie și procedee genetice de evaluare, conservare și valorificare a agrobiodiversității, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Scopul lucrării constă în elaborarea tehnologiei producerii și aplicării preparatului în bază de bacilovirusuri în biocenozele naturale și antropizate. Analiza, perfecționarea și implementarea biotehnologiei de producere și aplicarea mijloacelor biotehnologice. În prezent, diferite foruri științifice europene și regionale acordă probleme urmărilor negative aplicării intensive a insecticidelor o atenție sporită, care au contribuit într-o măsură esențială în stimularea intereselor orientate spre agricultura ecologică. Republica Moldova dispune de condiții favorabile pentru cultivarea unui spectru larg de plante ecologice cu valoare adăugată mare. Proximitatea geografică față de piața Uniunii Europene și cererea în creștere de produse ecologice pot oferi oportunități în acest sector. Suprafața cultivată cu agenți biologici în Republica Moldova la momentul actual a constituit 3,9%. Chicantria cunea este o insectă nativă originară din America de Nord, care în prezent este distribuită în multe țări a emisferii de Nord și Noua Zeelandă. Dăunătura a fost introdusă în diferite zone ale Europei și a Asiei. Odată cu schimbarea climei, daunii imense provoacă acest dăunător pe scară globală. Formarea arealului secundar al acestui dăunător nu este finalizat nici până în prezent. Distribuirea geografică a dăunătorului este treptată și ocupă teritorii mari. Pornind de la necesitatea soluționării problemelor tehnologice de producere și aplicare, precum și ținând cont de particularității ecologice ale omii separoase a dudului, în calitate de obiect de cercetare, actuale au servit bacilovirusurile, care manifestă proprietăți insecticide împotriva insectei ținte. În cadrul acestei metode de combatere, selectivi și nepoluanti, un loc deosebit îl ocupă aplicarea bioinsecticidelor. Piața de bioinsecticide microbiene reprezintă doar aproximativ 5% din piața mondială. Volumul pieței este estimat astăzi la 270 miliarde de dolari. Principalii producători de pesticide microbiene sunt Statele Unite ale Americii, 40% din volumul pieței mondiale, Europa, Canada, Australia, China, Rusia, India. Și principale consumatori a Uniunii Europene, ca urmare a regulamentului strict pentru pesticide și creșterea cererii de produse ecologice. Din cele 1400 de biopesticide, cota preparatelor microbiene disponibile în prezent pe piața mondială constituie 16%, din care 10% le revine preparatelor baculovirale. Pentru efectuarea cercetărilor asupra bacilovirusurilor entomopatogenic, ca suport metodologic, au servit următoarele lucrări care aveți de față. Izolarea, identificarea și determinarea caracteristicilor biologice ale izolatelor de bacilovirus au fost efectuate în conformitate cu metodele general acceptate. În procesul de lucru, în condiții de laborator, s-au folosit metode de cercetare microbiologică, iar în evaluarea biologică și eficacitatea unui biopesticid, în teren s-au folosit instrucțiuni metodologice pentru înregistrare testelor insecticide în agricultură. Pentru cercetarea bacilovirusurilor și dezvoltarea sistemului de control au fost folosite larvele omii separoase a dudului. Cercetările au fost efectuate cu aplicarea ambelor genuri de bacilovirusuri, virusul polidrozii nucleare și virusul granulozii. Un loc deosebit în controlul biologic asupra suprimării dăunătorului Chicantria cunea au preparatele virale. Investigațiile au fost efectuate în condiții de laborator și de câmp.
fost cercetat gradul de răspândire a dăunătorului chifantreacunei la plantații agricole silvice decorative în zona de nord, sud, centru a Republicii Moldova. În cercetările de identificare și izolare a virusurilor s-a efectuat pe calea sondajelor sau monitorizării diferitor localități și forestieri. Livezi. Am depistat simptomele la larvile atacate de baculovirus exprimat printr-o culoare brună lăptui. În perioada sondajelor am colectat materialul biologic din natură pentru izolarea baculovirusului. Rezultatul cercetărilor a fost studiată selecția unor tulpini virulente a baculovirusului în specie a Chifantrea cunei, fiind foarte important să devină selecționarea pentru reproducerea activă, registrată și folosirea în calitate de agent biologic activ. În perioada sondajului s-a colectat materialul biologic din natură pentru izolarea baculovirusului din masivele silvice și liziere din pădurile din rezervația științifică Codri, Ocolo Silvic, Snagov, România și de asemenea din centrul Prușova, Republica Moldova. Devine factor dominant reducerea populației la focarele în masă a Chifantreei cunei. Virusul provoacă mortalitatea nu numai larvilor parentare, dar și urmărilor genelare și de asemenea acționează asupra greutății medie a pupilor și a pontilor de or, cât și a larvii, mai ales în generația parentală. Sunt prezentate principalele componente în patru variante de matrice a preparatului viral. Aceste rezultate au condus la selecția primei variante în obținerea preparatului baculoviral. S-a elaborat forma preparativă a preparatului viral Virina BB3, în care matricea componentului principal constituie zaharoza, iar substanța portativă 5% din carbunie activ, care atribuie poliedroelor o rezistență mai mare la acțiunea razelor ultraviolete. Astfel, elaborarea corespunzătoare a contribuit la o majorare esențială până la 4 ani și mai mult a duratei de păstrare a formei preparative virale. Modul de păstrare în pungi vedate în congelator la temperatura de -15-20 de grade, condiții optimale de păstrare, ceea ce constituie păstrarea de la o săptămână în frigider până la 4 ani și mai mult. Matricele din fiecare variantă au fost amestecate cu substanța active pulbere automizată și s-au făcut suspensii în apă distilată, testate apoi pe învederea stabilirii principalului parametru menționați anterior. Indicii calității preparatului viral Virina BB3 sunt prezentate în tabel. Selectarea metodelor de determinare a calității preparatului baculovirale se face în funcție de particularității morfologice ale virusului, de scopul urmărit. Pentru tetrarea virusului polidrozii nucleare pot fi aplicate metode microscopiei fotonice, electronice și metode biochimice, iar pentru virusul granulozii doar metodele microscopiei electronice și biochimice. În acest scop, a fost aplicată metoda de determinare a potențialului de infecție cu ajutorul microscopiei electronice. Aceasta a permis de a determina că acest indice variază în funcție de specii de la 24 gen nucleocapsizi. Cercetările ulterioare a demonstrat că folosind această metodă se poate fi determinat nu numai potențialul de infecție a virusului polidrozii nucleare și virusul granulozii, ci și de folosi procesul de identificare a baculovirusurilor. Un ambasaj a metodelor electronice constă în posibilitatea determinării stării nucleocapsizilor în masa baculovirală. Analiza ulterioară a secțiunilor ultrafine a demonstrat că cei de 5 poliedruri în preparat corespunde prevederilor standard, totuși în componența lor nucleocapsizii lipsesc. Aceasta ne demonstrează că doar aplicând metodele microscopiei electronice poate fi determinat potențialul de infecție a virusului polidrozii nucleare, exprimat la numărul de nucleocapsizi conținut într-o unitate de volum sau de masă virală. Sub acțiunea condițiilor nefavorabil, fluctuarea nivelului termic și a umidității preparatului, prezența fermenților hidrolitici pentru păstrarea activității biologice a baculovirusului în structura supravirucapsizelor au fost
înregistrat urmări destructive manifestate prin lipsa elementelor genomice ale virusurilor și prezența unor goluri de la lucru supravirot, capsizelor înglobați în materialul poliedrului. Preparatele la care au fost prezente asemenea schimbări structurale ale poliedrilor se caracterizează cu activitatea biologică redusă în comparație cu preparatele castrate în condiții optimale. Datele prezentate în tabel demonstrează că preparatele aplicate cauzează mortalitatea în alta laibri de Hypantria cunei. Eficiența biologică a preparatului viral Virinabivir-3 constituie 91,8%. Este evident că preparatul viral, în comparație cu produsele organelor fosforice, zolon și peritroidul, deci asigură o eficiență biologică înaltă. Reieșit de rezultate obținute, menționăm că tratamentele de protecție trebuie efectuate înaintea eclozării a larvelor din ponte. În această perioadă, doar o mică parte a larvelor este în vârsta a treia, majoritatea populației fiind în vârsta a doua. Toate aceste cercetări au fost posibile în acumularea unui mare număr de date științifice, în baza cărora ultimii ani au fost posibile aplicate în practică virusurilor entomopatogene. Aplicarea largă a preparatelor baculovirale a devenit o realitate doar după organizarea producerii lor datorită cercetărilor biotehnologice profunde. Astfel a devenit posibilă producerea și pregătirea preparatelor baculovirale eficiente și ieftine necesare pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole. Concluziile nu voi da citire, deoarece le-am expus mai sus. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Thank you. Time for the questions. My question is, are you ready to produce commercially your preparation? Da, la instituția noastră este și este înregistrat acest preparat și este spre vânzare și pentru producerea acestui preparat. Is it safe to use it on a large scale for human health? Eu știu. Poate eu n-am înțeles să vă luăm următoare. Pentru sănătatea omului. Au fost făcute deja multe testări, au făcut și o perioadă foarte lungă a fost întrebuințat acest preparat și nu s-a văzut niciun oarecare urmări negativ asupra cât al faunei, cât și a omului. Mersi. Doamna Fruză, deconectați, vă rog, microfonul. Vroiam o întrebare la Orențe Artemov. În privința cercetărilor electron-microscopice, poate ați spus, n-am fost atentă, la ce microscop ați realizat acest electronic. Am înțeles electronic, dar ce tip și unde l-ați găsit? A fost la instituția din România, la domnul Cifrii. La domnul Cifrii? Da. Sau poate la Institutul de Biologie? Poftim? La Institutul de Biologie, da. De, anume la Insect Farm, la domnul Cifrii. Mulțumesc. Thank you. Other questions? No more questions. And now it is time for our last speaker, Elena Tofan. And the topic is the beer yeast biomass as a valuable source of lipids. Elena, are you with us? Microphone. Connectează microfonul, Elena. Scuzați, vă rog. Bună ziua, mulțumată audiență. Bună ziua.
Ceva nu se primește. Microfonul este deconectat. Da, din păcate. Iacob, o să vedeți prezentarea. Foarte bine. Apăsați pe scrâți acolo. Stimată audiență, permiteți-mi să prezint rezultatele cercetărilor obținute de la tema biomasa levurilor de dere, sursă valoroasă de lichide. Actualmente se atestă o tendință de creștere a utilizării bioproducelor pe bază de lichide în diverse domenii, precum medicină, industria farmaceutică, industria alimentară, producerea în cosmetologie, zootehnie, etc. Elaborarea preparatelor oleogene rămâne a fi o direcție actuală și necesită evidențierea noilor biomateriale pentru obținerea produselor solicitate. Ca alternativă în acest caz ar putea servi lipidele microbiene care pot fi obținute din pot fi obținute la un fine cost mult mai redus față de alte surse de materie primă, datorită unor avantaje bine cunoscute, precum viteza mare de creștere a microorganismelor, cantitate mare de biomasă produsă, deficiențe nutritive minime, independență față de condițiile climatice. Deoarece, de regulă, în acest context interes major prezintă biomasa levurilor de dere, care se obține calități semnificative în urma procesului de producere a birii și este aruncat ulterior ca deșeu, provocând daune mediului ambient. Deoarece de regulă, în medie, după câteva procese de producție fermentativă, levurile sunt aruncate ca rezidu, interes prezintă posibilitatea utilizării acestor sedimente în scopul obținerii diferitor bioproduse, inclusiv lichidice. Astăzi, scopul nostru
constat în evaluarea conținutului de lipide în biomasa de leguri, rezultată după 5 și 10 cicluri de fermentare a berii. Ca obiect de studiu a servit biomasa de leguri genul Saccharomyces cerevisiae de fermentare interioară de la producerea berii, care a fost prelevată după 5 și 10 cicluri de fermentare, oferită de către colaboratorii fabricii de berie Keller. Au fost utilizate metode clasice de cercetare, astfel în rezultat s-a determinat că biomasa levureană, în funcție de numărul de cicluri de fermentare, după care a fost prelevată, conține cantități diferite de lipide. Prin urmare, biomasa din generația 5, în biomasa levureană din generația 5, conținutul lipidelor constituie circa 2,4% din biomasa absolut uscată, iar în biomasa din generația 10, conținutul de lipide practic se reduce, valoarea cărora fiind de 5,3% în biomasa absolut uscată. Conținutul sporit de produse oleogene în biomasa din generația 5 poate fi explicată prin faptul că, că sinteza lor în exces are loc la fața sărbii de dezvoltare, adică după 10 cicluri de fermentare, în raport cu randamentul altor compuși biologic activ, precum proteinele sau carbohidrații. În ulterior, prin cromatografie din stratosfere și densitometrie, a fost determinată componența fracționară a lipidelor din biomasă. S-a stabilit că lipidele conțin astfel așa compuși biologic activ ca fosfolipide, sterole, monotrigliceride, trigliceride, testosterone. Astfel putem considera că biomasa de levuri, rezultatul din deșeurile industriei de bere, este o sursă importantă de lipide, cu componență biochimică valoroasă și poate fi valorificată prin obținerea bioproduselor oleogene cu spectru larg de aplicare. Compuși lipide determinați în biomasă posedă potențialul nou de aplicare practică și se recomandă ca supliment în medele protective pentru conservare și păstrarea materialului seminal al animalilor de interes zootehnic. Rezultatele au fost obținute în cadrul proiectului de preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalilor de interes zootehnic. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim. Mulțumim. Ok. Are there any questions? Okay, we have no questions and we have no speakers for today. In the end, I want to thank everyone for participation. I want to thank the reporters, and I want to thank those who listened to them. And on behalf of the administration, on behalf of the organizers of this symposium, I say that we are looking forward to your participation tomorrow, starting with 10 o'clock in the morning. If possible, please get connected a couple of minutes earlier, just to make sure. Thank you very much.
If there is anyone who wants to speak, the floor is yours. Okay, then thank you very much and see you tomorrow. Mulțumim tuturor. La revedere, până mâine. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.